sunt veniți majoritatea consilierilor în funcție. O să apară, probabil, și în urmă, cineva. Dăm cuvântul domnul primar să iasă dispoziția de convocare a ședinței. Doamnelor și domnilor consilieri, dați-mi voie să vă prezint dispoziția numărul 36 din 21.12.2017 privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local al Comunei Bisănești în data de 28 decembrie 2017, orele 10, în sediul primăriei Comunei Bisănești. Proiectul ordinii de zi este următorul. Punctul 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2017. Punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor și impozitelor locale, precum și a taxelor speciale aplicabile în anul 2018. Punctul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea excluderii din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de Salubritate Bacău a orașului Dărmănești. Punctul 4. Proiect de hotărâre pentru aprobarea alocării sumei de 14.000 de lei din bugetul local al anului 2017 pentru organizarea festivităților legate de obiceiurile de an în Comuna Bisănești. Punctul 5. Proiect de hotărâre pentru aprobarea rețelei școlare pentru anul 2018-2019 la nivelul UAT Bisănești. Punctul 6. Proiect de hotărâre pentru aprobarea strategiei anuale a achizițiilor publice și a planului anual de achizițiilor publice al Comunei Bisănești, județul Bacău pentru anul 2018. Punctul 7. Proiect de hotărâre pentru stabilirea cuantumului salariilor de bază pentru funcțiile publice și funcțiile contractuale al aparatului de specialitate al primarului Comunei Bisănești. Punctul 8. Proiect de hotărâre pentru stabilirea cuantumului indemnizației de ședință pentru consilierii locali. Punctul 9. Proces verbal cu prilejul constatării stabilirii limitelor de votat al izlazului în satul Bărdești, în punctul dealul mare și dealul curții. Punctul 10. Diverse. Articolul 2. Prevederile prezente dispoziții vor fi aduse la îndeplinire de către secretarul comunii și vor fi aduse la conștiință publică prin afișare. Mulțumesc. Diverse 10, nu? A zis, domnule. O zis. O zis. Nu-i trecut, da? Nu-i trecut, am zis. Deci am subliniat. Punctul 10. Diverse. Să pun la aprobare proiectul ordine de zi. Cine este pentru? Abținere? Împotrivă? În unanimitate pentru. Înainte de a intra în ordinea de zi, supun la aprobare procesul verbal din ședința anterioară, adică din 27 noiembrie 2017. Cine este pentru? Abținere? Împotrivă? Trecem la primul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2017, inițiator domnul botezatul general primarul comunii. Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Bisănești anul 2017. Subsemnatul Gabriel Ion, inspector superior contabil în cadrul compartimentului financiar contabil al aparatului de specialitate al primarului Comunei Bisănești, având în vedere legea privind finanțele publice locale numărul 273/2006, modificată și completată prin ordonanța de urgență a Guvernului 63/2010, adresa numărul 7771 din 24.11.2017, primită de la AGF Bacău, adresa numărul 2966/07/12/2017, primită de la AGF Bacău, adresa numărul 21844/18/12/2017, primită de la Consiliul Județean Bacău. Se impune rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli cu suma de 180.290 lei, din care sume de pagate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor și orașelor municipiilor. Aceste sume pot fi utilizate conform articolul 23 din Ordonanța de Urgență a Guvernului, numărul 83/2017, cu excepția alineatul 4 și alineatul A din articolul menționat anterior. Proiect de hotărâre privind rectificarea
modificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al Comunei Bisănești de anul 2017. Articolul 1 propune se aprobă rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al Consiliului Local al Comunei Bisănești pentru anul 2017, după cum urmează. Acum, dumneavoastră, ați văzut aici, s-a afișat toate sumele, nu cred că, dacă sunt ceva de nevoit, o să îi spunem. Da, eu de asta vreau să iau cuvânt. Inițial am văzut că era vorba de suma de 7,14.000 lei. Da. A spus 110. Aia 7,14.000 lei sunt bani de la Consiliul Județean, iar de la Agenția Județeană a Finanțelor Publice, de la departate din TVA, diferența până la 180.000. Da. Deci consumată s-a suplimentat. Da. Asta e tot al sumă. Da, eu am înțeles 7.000. Da, 7.000 la Consiliul Județean. La Consiliul Județean, bun. Da, deci sunt anexe. Sunt în anex acolo. Prevederile prezente hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către primarul comunei prin compartimentul financiar contabil în cadrul aparatului de specialitate al primarului și va fi comunicată primarul, Consiliul Județean Bacău, Administrația Județene a Finanțelor Publice, Bacău, Trezorerii Onești și Prefectul Județului Bacău. Mulțumesc. Înscrie la cuvânt. Eu așa am înțeles atunci că se intrase deja în dezbatere. Asta e sumă. Mă scriu la dacă această sumă acoperă și cheltuielile de transport până la sfârșitul anului la care dacă și 2017. Deci, ce au fost niște restanțe până la vacanța de vară s-au plătit, acum a intrat această sumă prin care din ea mai sunt și cheltuieli pentru hotărâri judecătorie, dreptul salariale și mai sunt niște drepturi de contract transport. Da. Dar acoperă în integralitate și pentru asta. Noi am oară, sau dat, nu știu exact că să vedeți în treaba cum să mă întâlnesea, dar știu că cât s-a cerut, parcă atâta s-a dat. Nu, deci de asta, la ce spune domnul Petru, de asta am spus și pentru bugetul nostru local, al Consiliului Local al Primării, s-a alocat doar 7,14.000 de lei. Restul s-a alocat din suma asta pentru învățământul preuniversitar al școlilor. Păi de asta trebuie specificat. De asta. Eu știu că numai 7,14.000 de lei s-au dat pentru bugetul local. Da. Iar celălalt vine prin contul de primărie, am înțeles. Da. Vine prin contul de primărie, pentru cadrele didactice. Da, asta am înțeles. Știu. Da. Efectiv, pentru noi, numai 7.000 de lei. Atât s-a alocat. Da. Care, bineînțeles, cred că merg în excedent. Nu, că au mai fost niște... Niște cheltuieli suplimentare. Și am ajuns, chiar deci, am ajuns la zi. La zi. Deci nu avem nici restanțe, nu avem nici. Este un lucru bun. Da. Să trecem la un viitor fără dată. Da, nu știu dacă ne-ați văzut. Nu mai avem bani și din pentru redus anul ăsta. Mizeră. Mizeră. Așa, mai viitor de oră, așa, mizeră sunt ca. Era bun dacă mai era bun. Era bun că și acolo, dacă se adună, tot în folosul comunității îi folosim. Da, nu vă ascund de fapt. Am urmărit aseară o emisiune TV, nu. O să vă citesc sursa. Și am văzut că și de la nivel central se inițiază ideea să se folosească toți banii din excedentul bugetar. Oricum, la anul, că nu v-a spus, este păcat că nu se folosesc și sumele din excedentul bugetar. Deci eu zis, spunea respectivul interlocutor de la programul respectiv TV, este păcat că nu se folosești sumele din excedentul bugetar. Iar în 2018 ar fi vrut să se facă un echilibru ca toate aceste sume să le încaseze, să fie alocate în fondurile primăriilor, ca să le folosim pentru investiții. Dar a fost trecerea de la un primar la altul și... Nu, eu nu e neapărat asta. Majoritatea, și eu aș face, sincer vă spun, cred că eu trebuie bun. În momentul în care o sumă mai mare azi, poți să faci ceva cu ea. Dacă ai un miliard, ce? Nu prea ai mare. Nici nu știi de ce să te apuci cu el. Așa ai încercări, fac aia, ne ajung bani. Că n-ai o sumă mică, ce poți să faci? Majoritatea nu a acte, dacă e să faci un proiect de 800 miliarde, vrei cheltuie.
mai sunteți puțin la punctul 1? Supunem de aprobare. Proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venit sub cheltuieli anul 2017. Punctul 1. Propunem spre aprobare. Cine este pentru? Împotrivă. Abținere. 10. În numai administrat s-a aprobat rectificarea la punctul 1. Trecem la punctul 2, pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea statelor și impozitelor locale, precum și a statelor speciale aplicabile în anul 2018, inițiator domnul botezatul de primarul comunei. Dăm cuvântul domnului. Doamnelor și domnilor consilieri, în afara modificărilor evidențiate în raportul de specialitate al compartimentului impozite și taxe locale, propun o serie de majorări pentru o serie de taxe și impozite care nu s-au mai modificat din anul 2015, după cum urmează. La calcul impozitul pe clădire nerezidențiale aflate în proprietatea sau deținute de persoane juridice, impozitul și taxa de clădire se calculează prin... Fizicii, domnul primar, la punctul 1, aflate în proprietatea persoanelor fizice. Da. Propun majorarea cotei de 1% aferentă anilor 2016 și 2017 la cota de 1,1%. Punctul 2, la calculul impozitul taxei pe clădiri, pe clădirile deținute de persoane juridice. Pentru clădirile rezidențiale aflate în proprietate sau deținute de persoane juridice, impozitul, taxa pe clădiri, se calculează prin aplicarea cotei, unei cote, cuprinse între 0,08% și 0,2% asupra valorii impozabile a clădirii, articolul 460, alineatul 1. Propun majorarea cotei de 0,15% aferente anul 2016 și 2017 la cota de 0,2%. Pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietate sau deținute de persoane juridice, impozitul, taxa pe clădiri, se calculează prin aplicarea unei cote cuprinse între 0,2% și 1,3%, inclusiv asupra valorii impozitabile a clădirii. Propun majorarea cotei de 1,1% aferită anilor 2016 și anul 2017 la cota de 1,2%. Punctul 3. Propun să se acorde, ca și în anul 2017, scutirea impozitului taxei pe clădiri datorate pentru clădirile afectate de calamitățile naturale pentru o perioadă de 5 ani, începând cu 1 ianuarie anului în care s-a produs evenimentul. Punctul 4. Pentru plata de cu anticipație a impozitului pe teren și pe clădiri, datorat pentru întregul an de către contribuabil, până pe 31 martie, inclusiv anul respectiv, se acordă o bonificație de 10% stabilită prin hotărârea de Consiliul Local. Propun acordarea bonificației în procent de 10%, așa cum s-a procedat în fiecare an. Propun acordarea scutirii pentru o perioadă de 5 ani de la plata impozitului și taxe pe teren datorate persoane care fac dovada din tabulare și înscriere în cartea funciară a terenurilor din extravilan pe cheltuiala proprie, la fel ca în anul 2017. Pentru plata cu anticipație a impozitului pe mijlocul de transport datorat pentru întregul an de către contribuabil până pe 31 martie anul respectiv, inclusiv se acordă o bonificație de până la 10%, inclusiv stabilită prin hotărârea Consiliului Local. Propun acordarea bonificației de 10%, așa cum s-a procedat în fiecare an. Acestea sunt propunerile formulate după consultarea și cu funcționarii compartimentului financiar contabil și impozit taxe locale. Vă rog să analizați și să dispuneți în consecință. Îmi scrie la cuvânt pentru imaginea proiectului vostru. Ca să dăm cuvântul reprezentantului impozitelor și taxe, ne explice puțin și după aia, probabil, cred că ar fi bine să trecem pe dezbatere. Dacă sunteți de acord cu propunerea. Ca să ne se explice un pic dacă... Care este situația? S-au umblat un pic la cotele astea, deoarece la noi în comună nu s-a mai actualizat la clădiri de foarte mulți ani de zile impozitul, a rămas la fel. Și ținând cont că anul acesta, impozitul pentru terenul intrabilan nu se mai calculează la tariful de teren cu construcții.
s-a revenit la forma inițială. Da. Și e o diminuare foarte mare între importuri. Și am zis să manevrăm un pic la clădiri și la, la terenul construcției. De exemplu, dacă la 500 de metri pătrați, spunem, de, dau un exemplu, de... O simulare, da, da, care e bine să faci de intravilan, gândim, intravilan, anul ăsta se plătea o sumă de vreo 3... cât 30... Plăteam 37 de lei, la început cu 2018, va fi 3 lei. 3 lei în impozitul. Ei, și atunci noi am hotărât să creștem un pic la... cursul, la clădiri. Și cu construcții, iar diferența de la, deci ar fi de 30 de compensează și să rămâne aproape de același preț. O compensație. Da, dar sau cei care nu și-au făcut evaluarea clădirilor, pe cei care au evaluarea făcută, n-au niciun avantaj. Păi da, dar totuși dacă intravilan, grădina intravilan, să spunem, cei care o are, majoritatea au, puțin sunt care nu au, așa, anul ăsta au plătit pe 500 de metri, 37 de lei, sau cât era 37 de lei, și la anul vor plăti 3 lei. Dar totuși 30 lei și am spus că cei, avantajul este pentru cei care nu și-au făcut evaluarea construcțiilor. Că ei au și intravilan și construcția respectivă. Nu, dar haideți un pic să... Dar alții care au evaluarea construcțiilor făcute, au reducere de intravilan. Eu aș propune să lăsăm specialistul de la compartimentul impozite și taxe să ne facă o simulare, efectiv, cum spunea domnul Vici. Da. Să facă o simulare așa. Eu am făcut o simulare așa. Deci în 2017, o clădire de 110 metri pătrați, se plătea un impozit de 36 de lei. Bine că aici la clădiri se ia și în funcție de vechimea clădirii. Asta e o clădire din 90. Deci mă trebuie de instrucție. Era 36 de lei. Iar anul viitor va fi 48 de lei. Deci nu-i mult. La teren curs construcții. Era 62 de lei la o suprafață de 700 de metri pătrați. De la anul va fi 70 de lei. Deci 8 lei. Nu e... Eu așa Doamna Geta, eu vreau să mai aduc în discuții. Dumnezeu, s-a făcut referire în materialul care a fost înaintat despre un coeficient de corecție. Explicați-ne puțin ce cu acel coeficient de corecție, că s-a mărit de la 1,0 la 1,1. Păi, practic, ăla-i coeficientul de corecție se mărește din impozitul. Deci, coeficientul deci, de acel coeficient de corecție. Că era 0,5 a fost în anii precedenți, acum va fi 0,20. Deci, da. Cu 5... Deci 0,05. Deci acolo, de la coeficientul ăla, pleacă majoritatea. Da, asta ceream să ne explicați. Da, deci aș mai dori, dacă sunteți amabilă, să ne faceți o simulare și pentru un autovehicul, să zicem, la autoturism. Autoturism. Și la un autovehicul care este transformat. La autoturism nu s-a modificat nimic noi, Consiliul Local. Nu avem voie. Bine, voia fi, dar ținând cont că este destul de mare tariful, deci nu s-a umblat absolut deloc. S-a mărit, au venit legea, că a venit legea acum în 2017. Da, codul fiscal. Codul fiscal s-a umblat la mașinile peste 12 ore. Acolo tot ei au mărit. Da. Dar noi, ca și noi, trebuie să mergem pe ala. Păi bine, am înțeles că este normă legală. Da, și noi, deci acum noi, la TMT-uri, nu avem voie să umblăm. Reducerea, scăderea de 10%. Se dă până pe 30%. Modificația. Asta, bonificația. Bonificația. Bine, am văzut că și asta, în cadrul legal, este termenul stabilit 31 martie. Nu s-ar putea prelungi, noi Consiliul Local nu credeți că n-am putea găsi o soluție? Deci exact cum scrie acolo. Da, în anul 2015. În 2015 s-a dat o lege care a prelungit 31 iunie. Da, 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 este legea. Taxele la autorizarea unor activități, mă refer pentru restaurante, dar din păcate noi nu avem activități aici sau agenții economici cu obiect de activitate restaurante și... Da, da, barul. Acolo intră barurile. Barul. Și sunt magazine care sunt... intră în categoria restaurantelor? Da. Da. Sunt restaurante, barul și restaurante. Așa este codul ca în... Și acolo... Am observat, s-a redus de la 4.000 la 170 ani, ținut bine.
Da, dar nu, că acolo era între 100, parcă în confiscal spune 100 și la 40, la 4000. La noi am, a fost pe 150 de lei, s-a mers pe 150 de lei. Așa s-a... Așa noi anul ăsta am zis să mergem la 170, pentru că nu se mai percepe taxa de... luam noi, da, taxa de lei sau ceva, 20 de lei, și am zis ca să rămână, o să fie la fel tot la... tot compensat, să compensează. Am observat și scutiri, și bonificați, da, sau... Care au merg... Cum să stabilite, da? Deci, practic, sunt diferențe foarte mici de... Diferențe, da. Și, practic, dacă referință. Stăm așa și analizăm, nu știu dacă chiar o să fie diferențe. Ținând... Da, s-a făcut compensația, cum ați spus, da. Cu terenul intrabilanșul ăsta. Acolo era foarte mult. Păi, nu știu dacă s-ar putea totuși să scadă, dacă ne gândim bine. Dar fi o diferență de 30 de lei, am calculat noi la o suprafață, iar adunați coeficienții la celălalt, dacă e 18 lei crește. Că, că deci ești... atunci, pe 12 lei, în fiecare tot mai dispar. Da. Persoanelor fizice pentru ceea ce pretindem noi? Pentru că de ce vă spun lucrul ăsta? Ați văzut, să știe destul de clar și am pus-o în discuție de multe ori. Atunci când cetățenii vin și solicită documente pentru APIA să-și facă dosarele, că acolo îi trebuie să declare corect că dacă nu plătești, îți mai tare sancționați decât încercăm noi să o facem, lor le se eliberează de aici documente așa. Ei mai au, unii dintre noi, au dintre noi, dintre persoanele din comuna noastră, cetățenii comuna noastră, au terenuri care nu sunt dezbătute în moștenirea. Acceptăm să încasăm impozite și taxe, așa cum discutăm de atâta timp, dar în schimb nu vrem să le eliberăm autorizații ca să se ducă, sau autorizația de verință să ducă să-și ieși, să-și încasează niște venituri de la APIA. Deci, din punctul meu de vedere, nu o găsesc chiar atât de corect și chiar milităm atât de mult ca să recuperăm, adică să încasăm taxe, dar nu, numai ne interesează doar aici, la nivel central, de cetățeni mai puțin. Cred că nu e, n-ar fi corect. A făcut afirmația referitor
electric la clădiri. Da, dar știu, eu am înțeles. Asta la nivel țării. Eu mă adresez la ideea dumneavoastră, deci este clar, am spus, este atribuția Consiliului Local să dispună încasarea taxelor și impozitelor. Corect. Dar trebuie să ne gândim și la cetățeni, să le oferim și lor facilități, da? Nu numai, hai, taxe. Da. Și când e vorba să dăm o adeverință sau ceva, dar nu știți că noi nu avem voie, că ne taxează apia. Ce se întâmplă noi dacă el nu are un act de proprietate? Adeverința, în ce bază să o eliberează? Și nu putem pretinde impozitul, domnul. Da, hai să vă mai impozitul ăla trebuie încasat. Terenul este. Cineva nu folosește, da? Și pe baza declarației. Cât de mai permite, că nu ne mai permite, dar nu poate. Atunci situația este următoare, nu? Nu sunt proprietar, n-am neamuri să motivez să plătesc impozit, nu? Nu așa vine corect. Deci se poate, cum poate neamuri cu semnătură, ceea ce nu știu dacă se întâmplă la noastră. Haideți ca să discutăm concret. Când a fost primarul interimar, n-a vrut să elibereze. Și am văzut că se moștenește cutuma asta și în continuare. Nu vrea să se elibereze adeverinții pe că vii cu neamurile, că vii nu știu cu ce acte, da? Ales că se cunoaște la nivel local lucrul ăsta. Da, deci, dacă cerem, deci este obligatoriu orice cetățean, persoană fizică și juridică, să plătească taxe și impozite pe terenul, clădiri și mai departe, să plătească taxele astea, ei să oferim și noi facilități, da? Da, facilități le oferim. Le oferim. Nu, mă refer la... Îi oferim facilități. Deci, dar nu putem să eliberăm un document dacă tu nu o ai... Cum încasăm taxe, doamna Ceta? Cum încasați taxe de la o persoană care nu este proprietate? Deci, ne permite... Păi, este pe bază declarație, propria răspundere. Păi și atunci, de propria răspundere, de ce nu se dau autorizații să duceți parte dosar la apia? El are casă, locuiește pe rața comunii, îți dă într-o casă, nu? Nu, eu mă refer și la terenul, și la imobil, ce nu numai la clădiri. Mă refer și la celălalt, nu numai la clădiri. Dar noi facilități le oferim 10% de dăm... Nu, eu m-am referit și la eliberarea documentelor, ca oamenii să primească niște subvenții de la stat. Și la asta mă refeream. Înțelegeți. Deci, acceptă, deci asta vreau să spun. Noi, autoritățile locale, acceptăm să încasăm impozite dacă omul spune, da, păi și eu l-am folosesc tot eu. Încasăm impozite, dar ce problemă? Dar că dați-mi, domnule, și mie o adeverință că am terenul ăla, că îl folosesc. Păi nu-ți mai dăm, că nu se poate. Da, asta e lege. Nu se fie lege și cum e impozite. Da? Putem modifica noi legea? A dat și cu asta. Doamna secretară, să se vede. Mă știm, că la comită, experții, așa, oamenii se nu vor, deci nu merită să dezbați moștenirea pentru terenul respectiv cât plătești taxe. Deci nu se. Și ei recurg la această metodă. Eu am văzut că și în celelalte comune care spregea, merg pe această situație, pe acest obicei, la noi nu. De ce? Că cineva scoate, nu mai dăm, că așa vrem noi. Deci, la atent, dacă să ai adeverința de la primărie și n-ai documentele, vor fi după ce... Primăria nu poate să elibereze o adeverință conform prezis și publicul. Dar nu-ți primește o elibere la mea. Dar nu ești suplinat. Eu știu. Noi propui eu. Nu, eu am. Deci eu v-am spus. Probabil n-am înțeles ideea. Și eu trebuie să acceptăm să-l încasăm dacă omul de fapt. Da, domnule, am eu teren. Acceptăm să încasăm. Dar nu acceptăm noi, acceptăm legea. Codul fiscal. Nu acceptăm, acceptăm. Nu acceptăm și când trebuie să dăm adeverință pentru oameni. Nu acceptăm legea. Deci se plătește folosința, îl folosește, nu se plătește la regulă. Cu atât cât îl folosește celui care e titular. Și normal, acolo se plătește eu în numele celui care trebuie să fie proprietate. Deci nu e o proprietate. Plătește domnul titularul. Eu și acum plătesc. Da, dar vine titularul. Și eu îmi pot de dacă considerați corect, să nu devină datorii la moștenitorul, poate umoriți asta, plătește următorul, plătește. Sunt care s-au unit și plătesc, toți sunt care și-au de exemplu la mine aceeași poveste. Toți frații cu tata s-au împărțit, băi, v-am bucat asta. Fiecare plătește în numele proprietarului, cu bățica care se punește. Am înțeles la ce s-a referit, dar asta e legea. O altă întrebare care vreau să o ridic cu ocazia asta. Am înțeles că anul ăsta am fost inclus și într-o
campanii sau cum, nu știu cum să-i spun, cu Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, că vom beneficia de o cadastrare gratuită, în suma anumitor bani. Da. Aș vrea să știu și eu ce categorie de persoane face parte din această grupă. Sau dacă aceste sume vor fi destinate doar proprietăților UAT-ului sau și a persoanelor fizice. Cine beneficiază de acele sume? Sau cine beneficiază de acea cadastrare? Deci aceste sume au venit cu dedicații. Păi asta nu. De exemplu, pe teritoriul Comunei Bărsănești vor beneficia toate terenurile care trec pe unde trece conducta transgazului. Sau, păi asta am întrebat. Sau transelectrica. Sau transelectrica. Dar sau... de ce nu mai păi dacă așa e. Ce se fac? Am început un cadastru. Nu, pentru că lumea discută. Lumea au venit și discuții și ne spune nouă, mă, dar dacă s-au alocat bani, vreau să-mi fac și eu cadastru, vreau să-mi fac și eu. Cu ocazia asta, ori să audă și ei, exact pentru ce au venit acei bani. Unde se vor face acest cadastru? Bine, atunci mai ai terminat? Nu, gata. Vrem și noi să știm pe unde trec aceste... Vă putem la dispoziții harta pe unde trec. Dar nu știu dacă vă pot pune proprietari. Nu. Proprietarii nu. Poziția, adică zona ei geografică de unde trece, vă pot pune. Referiți la... Că de partea cu proprietarii s-au ocupat ei. Că ei obțin toate avizile, ei... Noi nu vorbim. Păi ia, da. Și de ce? Deci, dacă ne uităm în lista aia comună, să ne vedeți că majoritatea comună... Să ne grijăm. Ce conduce? Important e să lămurit unul. Da. Fiecare să-ți declare exact ce are și din material cât e, din care e, nu avem din cărămidă, spune că avem din chirpici. Avem o parte de 200 de metri pătrat, spune că are 70. Cum s-a pus de declarare ce trebuie, că nu se facă cadastru obligatoriu. Autorizarea, când s-a făcut autorizarea construcțiilor, probabil există dosare sau să cunoaște din ce sunt făcute case. Vă spun, deci perioada critică este între 90 și 2005. Verificăm perioada respectivă. Cei care au... Dar nu autorizare. Problema este, n-au nici autorizații. Aia e greu. Asta e critică. Autorizații de construcții. Pe 2005 în coaia sunt autorizații interfecte. Până în 90 sunt. Deci asta nu mai e. Vă dați seama ce ar însemna să primești. Dacă vrea să primească, primește. Pentru ce eu am început de casă. Nu pot să fac cea. Așa este, pentru dumneavoastră, că sunt care vreau autorile. Dar dacă ceri și pe mama, și pe tata, și pe socul... Nu suntem noi vinovați, legea e așa. Atâtea chestii vini și te impune, se duci la gaz, se duci la electrica, se duci la nu știu la cine, și poți se duci la prefectură, dar cine nu vreau? Da. Nu, de la persoana fizică se verifică. La persoane fizice nu mai are treabă cu Consiliul Județean. Avem serviciul urbanism acum, deci se ocupă aici. Da. Certificatul de urbanism când se cere avizele, aia se cere în baza legii, în funcție de. Și se aprobă de avizul de structură, se aprobă de Consiliul de Serviciul Urbanism la Consiliul Județean. Deci noi îl facem, trimitem și ei spun. Mai trebuie adăugat ceva sau nu mai trebuie? Eu vă dau un exemplu. Eu vreau să construiesc ceva, am act de pământ. Da. Dar mă obligă să fac cadastru. Eu trebuie să dau parte. Hai, vedeți? Asta e legea. Ce treaba am luat cu cadastru? Asta e legea. Este enorm că ceva avea din 1400 sau 2000 de metri, vreau să construiesc. Viu cu... Cadastru? Viu cu ce? Viu cu actualizare pe cerare notarial la primărie și ce bună de autoritate să construiesc. Nu, te duci să-ți faci cadastru. Dar legea dă de vreun noi. Nu am pus de la noi. Legea e... Anul ăsta trei persoane au venit foarte de acolo. Aici, că de ce ei au
iau tot și nu beneficiază de anumite chestii. Am luat toată documentația cu fetele, deci unul era sigur, deci am zis, să rea sus pe aici. Așa? Că nu, că ei iau acte. Unde-s, domnule? Ca, bă, la urmă s-au zis, băi, dar noi le-am făcut, dar nu le-am adus la primărie. Păi noi primăria de unde? Să știm dacă cu ele aveți sau nu le aveți. Da, merg la notar și... Deci, domnule, la notar, termin actul și atât. Hai să vă mai spui o chestie, tot simplu. Eu am cadastru făcut. Am acte pe teren. Când am venit la primărie, la doamna și zic, doamnă, cu depuicere așa, te duci și schimbi cadastru. Să ai cadastru. Să ai 70, dar eram... Da. Acum să vorbim ce zic, m-a dus la ei, tot acela, că am dat 7 milioane prima dată, acum mi-a cerut 8. Deci asta sunt, noi suntem instituții. Și cadastrii sunt făcute înainte de 2007, ne trimite să facem cadastru din nou. Și suntem instituții, da? Ce zic? Asta e legat. A dat-o de exemplu, eu pot iar posibilitate din bar mai bine. Dar unul care e năcăjit și vrea să-și facă o căsută și el, unde se iei el bani? Păi ei acoperișul, el s-a terminat de prea acoperișul. Ei acoperișul, da. Asta e termenul legal. Așa este, așa este, cum spune. Poți să-i lucrând, la urmă, că ea, să-i faci cadastru. Vedeți dumneavoastră că cei de sus bat legile cap în cap, pentru că ei dispun de bani și doar la masă și cu ea. Așa de oameni din rând. Da, vis-a-vis că suntem tot la proiect, că vreau să spun și eu lucrul ăsta. Noi, când mărim taxe și impozite, indiferent, bine, am înțeles că este o compensație. Sau și când se fac anumite proiecte, doar trebuie să ne raportăm și la situația economică a comunei. Să vedem dacă cetățenii pot suporta cheltuielile care sunt ocazionate, de știu eu, rețele de apă, rețele de gaz, salubritate, etc. Deci trebuie să ne raportăm și la situația din comună. Așa mai bun. Știu că am înțeles, că știți că am avut discuțiile că s-a semnat cu mitraliera la ceafă anumite proiecte, da? Ei, dar să vedem, puterea economică a comunii poate susține aceste servicii? Așa este simplu. Am vorbit la domnul primar. Sunt cetățeni în comuna asta care nu realizează niciun venit, nu cer ajutor social. De unde recuperăm de la ei bani? Tocmai că nu prea avem probleme cu așa. Problemele sunt mai mari. Sunt care nu sunt și care nu văd. Ajutor social. Și sunt mulți. Sunt mulți în comuna. Și cu impozite. Noi cerem, solicităm, dar sunt oameni care nu au niciun venit. Ce facem cu ei? Plătești casa, trebuie să plătească. Trebuie și de unde, dacă nu are niciun venit. Eu știu cazuri 100%. Nu au. Deci nu cer ajutor social de la primărie. Dar de ce nu vine? Nu, dar nu e vorba. Omul nu vrea. Na, care păi asta se așa un venit. Asta zice că se oferă și nu vor. Ce să ne facem? Ce să putem face? Nu realizează venituri de nicăieri. Știi că unde și eu încep să aibă deficit de... Cine? Dar nu au greșeau? Noi trebuie să... Eu n-am spus că trebuie să dreneze situația asta la nesfârșit. Dar este când... Autolivul trebuie oameni. Când solicităm, când facem proiecte și astea, nu să ne raportăm puțin la situația economică a comunei. Dacă nu mai facem așa, dacă e ușor ăsta acasă și de eu vă spun, nu se va mai la puțin mare. A fost la forțele de muncă, că te locuri și chiar am văzut locuri de nu tot unișoare. Sunt oameni care nu pot să ține taxele și sunt oameni. Da, exact. Da, doamna Cetăia, numai puțin. Permiteți-mi un pic. Câți restanțe avem? Sunt foarte mulți, așa e? Așa. De ce avem acești restanți? Haideți să facem o analiză concretă. Un exemplu să dau eu. Haideți să dau eu. E, nu am nevoie de exemplu. Și Africa știe, de la viață de tine, au murit bătrânii, au murit și copiilor și au rămas depoși. Da, așa. Da, 28 de milioane au restanță. La ora actuală. Așa. Și ce putem face? Eu ce vreau să spun? Apropo de depozitul bătrânii. Când va vinde? Ca să vă dau așa o medie, cred că la noi în comună, în comună la noi, cam 80% impozitul pe plătit, pe fiecare, 80% cred că nu depășește 20 lei pe an. Deci nu depășește, de aia am zis, o hai să mai cât ori încerc să pun o situație reală, nu consider că vă puneți în contra mea. Da, haideți să discutăm așa, ca vă facem o analiză concretă. Ce să facem? Facem o analiză. Să vedem. Haideți să vă dau și eu un exemplu, dacă îmi permiteți. Ce facem? Cerințe sunt imense. Eu... Necesită sunt multe, corect. Deci sunt foarte multe, corect. Problema că majoritatea cerințelor și a pretențiilor vin de la cei ce nu plătesc. Nu știu dacă... Am întâlnit-o chiar acum zilele astea înainte de... Nu de sărbători. Și vă spun, oamenii stau bine. Chiar stau bine și asta. Așa. Problema e... Eu, nu știu, bat în lemn să nu se întâmple chestia, dar eu o prevăd și s-ar putea să se întâmple. În viitorul apropiat.
să va lua mâna după noi. Ai bani? Mergi. Nu ai bani? La revedere. Deci, ascultați-mă. Deci, singura șansă de la noi este să colectăm bani, da? Corect. Sunt de acord cu dumneavoastră. Bun. Dacă noi nu trebuie să ridicăm, știu eu, să simtă omul, dar o sumă modică acolo, decât să ridicăm odată, știu eu, un milion, dăm un exemplu, mai degrabă ridicăm în mai mulți ani către un leu și omul nu simte. Că dacă Ministerul de Finanțe și amâna după noi, va fi greu. Asta că noi 8 miliarde care încasăm până în 12 suma totală, din câte am înțeles eu. Și noi încasăm undeva la 8 miliarde și... Domnovici, afirmația mea era la cei care nu au posibilități. Nu asumă cei care au posibilități. Eu vă dau și exemple. Odată ce ăla care nu plătește și eu toată ziua, poate să ziceți că sunt răutăcios, dar nu sunt răutăcios. Eu deci ăla eu îl văd permanent la crâjmă, cu pachetul de țigări, cu berea, cu tot muzică, tot își permite și nu își permite să dea impozitele. Cu cuvinte urâte. Nu mai vorbim. Jignitoarele și astea se fac. Deci eu nu-l văd pe ăla în imposibilitatea de a plăti un pachet de țigări 15 lei. 15 lei la zi, plus, așa este, dar să știți când s-a ajuns o situație de justificare, el vine cu justificări, vă spun. Dar și noi, tot noi o să vedem. Dar ce se face? Ba da, după 1 ianuarie am zis, gata, după 1 ianuarie afișul în fiecare sau rău și plăbim. Prima dată o să-i punem pe cei care sunt debitori din cei la anii precedenți. Și după aia o luăm lunar cu fiecare. Care din șachete îi scoate, care nu rămân în continuare acolo. Asta este o problemă pe viitor. Nu știu dacă, cred că mai bine ar fi undeva unde e loc vizibil. Să, de exemplu, cum ar fi la magazin. La urmă este unul ăla cu magazin. Poate, uite și tu, fi malisa asta. Dacă eu o pun la biserică, că eu dacă o pun pe afiș, ăla vine. O desfac. Problemele aia nu s-ar trebui cu... Dar la asta e electorale. Dar pun sticlă și o sparge, el de la distanță, chiar dacă am cameră, să dăm spatele cameră, aruncat-o pe iată, o spargă, după aia vine o rupică, să o luăm lumina. Nu mai de exemplu, de exemplu. Așa, dacă el e la magazin, nu are cum să rupă din fața altă, până la urmă, știi, odată... Nu vă fie la magazin, sigur, tărășeam. Ba, eu cred că tu ești, am vorbit cu Bocuz, va și să se vrea. Sper de clientela în felul ăsta, nu cred că am ce. Dar clientela... Nu știu dacă așa vine. Dar dacă e foame, se duce să-și ia. Stați, vezi, cred dacă e plecat acolo. Da. Eu, din punctul meu de vedere, eu aș vrea să mă retrag mai sunt oameni care le așteaptă. Atât vreau să vă spun, nu se vadă absolut deloc. Eu v-am spus că e foarte puțin. Deci e foarte puțin. Ideea mea a fost, doamnă, ideea mea a fost, pentru viitor, când promovăm proiecte din astea de mare anvergură, trebuie studiată puțin și situația economică, să vedem potențialul dar care era este. Dacă era mai bine, dacă mergeam la maxim, da. Dar așa n-am mers la maxim. Am mers undeva pe la jumătate. Care de cum spune... Asta e așa. Nu neapărat că cineva se fie scurtit sau exonerat din plata taxă. Nu e exonerat nimeni, toți trebuie să plătească. Am mai stabilit subvenire la sanitate, la ce cu mai mulți copii, asta nu a fost explicat. Facem bătrânii Consiliul Local, prima ședință și o să stabilim o sumă. Cred că dacă s-ar vrea să putea pune la punct declarațiile de pe propriile răspunderii privind construcțiile. Agență fiscală, prin rotații, 10 case dacă fac piză, prin rotații, cum? Da, este... Într-un an din felicită, eu sunt de acord. Un minut, dacă mi-acordați. De la apă și canalizare pe copii, nu pe comună, pe satul Bărsănești, s-au inspectat 831 de gospodării. Așa, în Bărsănești. Din 831, da. Sunt de acord cu canalizarea 314, nu 146, dar semnătură a dat numai 345. Dar nu, eu n-am dat semnătură și nu. Nu, Bărsănești. Bărsănești. La apă, da, au spus 292, nu 168, semnătură 364. Deci s-ar putea să nu treacă. Da, e posibil. Deci noi am trebuit să promovăm proiectele în interesul cetățenilor. Din 931, 364, prezentat cât este? Este undeva la 40 și ceva la 100. Părerea mea trebuia să...
Reveniți la cei care au fost... Astăzi, ceva să iei dosarul în mână și treci tu prin sasă de... Dar gradosul nu vrea. Gradosul nu vrea. Altcineva? Păi da. Și vorba aia. Dar gradosul care vrea să ia locul nou... Dar nu să rezolvăm asta. Uite-și. Nu vrea. Ce să-i faci? O să împărțesc? O să semneze locul lui? Că în momentul în care se presupune că noi facem și să aprobe, banii nu merg pe rezerva. Păi ei ți-au făcut la început. Este o inițiativă bună. Dar nu inițiativă foarte bună. Deci totul ce se face începând de anul trecut, dar nu știu dacă ați ascultat, nu se mai face fără studiu. Da, domnul Gabriel. Este foarte bine întreba cetățeanul, domnul Procel. Deci în primă fază, în primă fază, beneficiază satul Bărsănești. Că ce se întâmplă? Ei se lațează pe aglomerările cu mai mult de 2000 de locuitori. În primă fază. Și după aia se duc către ele mai bine, într-o eschidă. Da, trebuia să numești noi că aflăm cu Brătești, cred că și depășeam țara Bărsănești. Da. Dar și la Brătești eu am urat aici, sunt 364, dar la Brătești cât sunt? Nu vă ajută zonă comună. Dar nu sunt zonă. Nu-ți mai dă voie acum, de exemplu, e o perioadă de 5-6 ani când se termină cu asfaltarea asta. Nu poți să faci canalizare. Garanții. Asta. Nu poți să te apuci acum să faci. De exemplu, nu ne dă voie să venim de la Târgovna cu apa. Da, să faci tot. Să ne racordăm la magistrale Uzi, la conducta de la Vărcele. Este la pot la Vărcele, este conducta care trece pe acolo și de acolo era vorba să ne racordăm de acolo. Nu se poate. Nu mai dă voie. Dar cel mai bine ați făcut această inițiativă, ați avut-o bună, mersi prin sat să vedem procentul. Păi ei ne-au cerut, ei au spus. Vreți, să facem nou la revedere, asta este mult mai bine. Mai tot de hal. Nu, deci omul deja se spune, băi, mă pune, trebuie să plătești. Da, dar ce să faci, trebuie să-i spui omul exact. Cine îi plătești? Cel care îi plătești, care îi plătești, care îi plătești. Ne promite conducerea de mărit, ia vreo măsură, că trimite vreo explicație. Să Păi declarați prin propriile contrile, o dați fiecare, dacă tot vrut. Eu ziceam să meargă prin rotație, de la FIS, cât de mult. Dacă o promis, o promis. Deci dacă face deci casă pe zâmbă o persoană, ne lucrează la de zâmbă, și făcută toată comuna. Deci ai o prieta la el, tot vechi din voi, care nu vrea voi. Față de cea vechi, deci ei iau fișul tare de declarat. Casa, mă, tale, e declarat să ai 10 metri declarat. Ce auzi, are 10 metri, are 8 metri, și auzi. Vreau altul ăla nu-i declarat, garajul nu-i declarat. Vedeți că tot ce este ridicat de mâna omului de la suprafața pământului, se numește construcție. Chiar dacă ai băgat cu pare în pământ și ai acoperit și faci fână în el, este construcție. Deci, dacă o să meargă comisia și o să întrebi și o să spună, păi, propunerea vită de la un postic. Cum o să spate? Deci, propunerii. Eu, exact pe ce spunea domnul Miron. Haideți să nu mai forțăm oameni atâta timp că nu le creăm niște facilități. Mergem să le dăm. Fiecare face ce vrea, face lucruri de pe sunt. Deci, eu nimeni nu obligă pe nimeni la nimic în plus. Deci, să respectăm cât oși decât măsura legalității. Cât oși decât, așa. Pentru că ăla... Și măsura legalității sau vom lăsi. Asta... Ăla săracă... Când vine propunerea de la postul. Dar da, e mai probleme la celălalt. Iar cel care are bani, nu știu, are nereguri. Plătește mai puțin ca omul care... Vă asumați ceea ce faceți, mă asumă. Da, și eu mi-asum ceea ce vorbesc. Revenim la ce zis. Dacă ne asumăm problema, iar revin. În momentul în care Ministerul de Finanță și amâna de pe noi, o să ne o asumăm? Păi da. Atunci o să mai vii la primărie cu consilierul cea mai înainte și spun, domnul, trebuie ceva la solul. Nu-ți faci. Dar ne retrage de la tine. Păi, ne retrage. Asta e situația. Suntem aici, trebuie să ne luptăm. Ne luptăm, dar înainte trebuie să le facem niște condiții oamenilor respectivi. Atâta timp când trebuie de nume și când... Cu ajutorul lor le facem condiții. E multe la revedere și gata, scăpă. Problema pus la un lar. Puteți să-l pune domnule mai curești, domnul Pierre Cozana. Când vă zic să se ne pare fiecare ce are. Exact. Înțelegeți cu asta în față, n-am să-l pune. Să-l jupui pe unul tot pe altul. Fiecare ce are. Revenim la ce a zis domnul Vicii.
canal cu procentajul pe care este, trebuie explicat cu din cauza că alții deja au apă trasă, au fântâni și zic, băi, nu mai trebuie apă și canal sau apă, că eu deja l-am trasă. Păi era nu plătește, că o să fie contul, care e consumul? Plătește care nu. Deci nu se sperie că va plăti lumea asta. Ăla are numai apă, dar nu are canal. Deci, are păi da, și ăla vrea să o dea la pălup sau un șam. Înțelept ar fi, așa cum spune domnul consilier, înainte de a-i cere părerea, vrei sau nu vrei, ar trebui explicat un pic. Toți pașii ar trebui explicați, înțelegeți? Așa ar fi înțelept. Și atunci omul, dacă se decide că da sau nu, scrie domnule aici, facem la nivel de comună procentul și să facem proiectul. Sigur. Îl punem la vot, punctul 2, pe ordinea de zi, cine este pentru impozitul care l-a disputat preceptul de ori. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abține? În unanimitate sau votați. Punctul 2, pe ordinea de zi. Trecem la punctul 3, pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind la aprobarea executării. Excludere din asociația de dezvoltare comunitară pentru stabilizare și control al orașului Bernărești. Inițiator domnul Cotenatul Gel Privat Comunii. Îi dăm, dăm cuvântul domnului primar să citească. Excluderea de motive sau să trecem la... Deci verbal, orașul Bernărești. Când s-a înființat asociația, era de acord cu toți termenii și condițiile care îi punea statutul asociației. În momentul când în 2016 s-a schimbat primarul, primarul este fostul subprefect al Dezvoltării. Deși era în conducere când s-a făcut asociația, era subprefect, nu mai este de acord cu termenii și condițiile. Adică să vă explic. El a denunțat unilateral contractul, da, pentru că a aplicat o taxă pentru orașul Dărmănești mai mică decât ce a stabilit în contract. Da. Pentru acest lucru a zis Bacău, vrea să-l excludă, adică vrea să excludă orașul Dărmănești de această asociație. S-au strâns foarte mari datorii. Deci el proiectul cam asta prevede. M-am interesat, după ce mi-ai spus tu, m-am interesat, am stat cu persoane atât de la Compres, cât și de la Disteruă. Dar puteți să ne prezentați și nouă, domnul consilier, că nu e nicio problemă. Dacă nu este referit... Fostul post de televiziunii... Lăsăm televiziunea. Așa... Nu, nu, nu. Așa o dat... Deci am proces la toată. Așa că pe ianuarie, februarie, nu știu ce și eu venit... 77.000. O fac mai nou. Deci ei merg pe achită suma care și-au propus-o ei de 290 de lei pe tonă, neincluzând transport toate. Deci 290 și depozitarea la groapa de comerț. Diferența până la 500 sau nu știu cât e. Celălalt servicii. Deci celălalt servicii. Ei nu vor să accepte. Nu vor să accepte situația. Sunt judecat la București, au avut un proces, după aia au făcut iar recurs. Asta și s-o judecat tot eu o câștigat. Da. E cine? Primăria Dărmănești. Eu primăria n-am făcut ceva și nici n-am auzit că eu am stat de vorba. Nu, am stat. Chiar o dat pe... La televizor am văzut. Dacă vreți să putem trece la dezbatere acum? Nu, am văzut. Domnul președinte, trecem la dezbatere. Da, dar eu vreau să... E la vorbea. Hai, terminați cu cuvânt. Vă ne înscrim pe rând. Hai, puneți. Deci asta am avut, asta. Eu zic că o plătit, deci nu s-a făcut, cum să zic eu, nu s-a ridicat cu noi în perioada respectivă Tărăna și eu vin factură de
7.000, parcă așa. Nu e problema de factura de 7.000. Da, așa. Problema că au plătează. Au o... Da, 8.000.000 și ceva au plătit. Deci în 2 ani. S-au strâns, mai. Domnul Mirar. Da. Domnul Mirar. Da. Domnul Mirar. Ce am făcut? Eu nu știu cum să zic, că poate este corect să zic că aș fi în asentimentul Consiliul Local Dărmănești, poate nu, dar totuși îmi exprim o opinie vis-a-vis de serviciile astea de salubritate, care a fost tare vehiculat și dezbătut aici la noi în Consiliul de nu știu câte ori. Totuși, ei își îndeplinesc așa de serviciu, dar sunt situații când nu-și prestează activitățile așa cum sunt stabilite în contract. Și o știți foarte bine. Petit, dacă vreți, vă dau noi exemplific. În satul Brătești, punctul Holmea, în satul care acolo spuneați domnul Vici, strada cimitirului, acolo parcă spuneați că e o problemă. Păi nu, nu, dar nu e problema lor. Statul problema, dați-mi să lăsați-mă să vă dau un răspunsul imediat, cum îi spună. Deci, prin strada cimitirului, problema este cetățenilor că nu au făcut abonament. Dar ăsta i-am forțat să facă. Deci, să zice că la Albele, pe timpul când este zăpadă și ninge, pe valea bisericii acolo, iar nu poate ajunge mașina. Deci, vă spun așa că au venit informații de la cetățeni. Dar vă spun că au venit de la dar și eu sunt consilier al Comunei Părsănești și cetățeni. Atât nu merge partea aia de 5-6 și alte case. Am pus un peron din ăla mare. Oamenii când vin la magazin pot să arunce gunoiul în peron. Deci, atunci când s-a făcut contractul de prestări servicii, da. Primăria care este, adică Consiliul Local, suntem la parte din asociație, a agerat cu toți cetățenii comuni, da? Da. Ei, toți cetățenii comuni trebuie să primească aceste servicii. Da. Nu trebuie să, dacă așa, să dă tomberoane, să vină să îi lea din poartă, că așa am plătit, da? Așa, nu mai spun de faptul că 3 săptămâni nu ni s-a colectat deșeul solar în anul 2017. Noi am plătit. Cei care de bună credință am plătit. Da. Fără să mai ridic eu această problemă, ar fi trebuit primăria să sesizeze din oficiu. Am sesizat. Nu să vă sesizați dumneavoastră. Da. Dați-mi voi să termin ideea. Să vă sesizați din oficiu, să returnați banii oamenilor, dar probabil nu se poate. Sau să se deducă din luna următoare, din plata taxei de salubritate. Așa ar trebui făcut. Știți ce mi s-a spus? A spus în felul următor. Păi stați un pic. Deci taxa de salubritate este lunară. În momentul când mașina a venit după 3 săptămâni, i s-a ridicat toată cantitatea de bani. Deci în cele 3 săptămâni... Și domnul, s-a stat cu bunoiul la partea la nas? Stați un pic, deci stați un pic, domnul, stați că n-am terminat. Domnul președinte, n-am terminat. Haideți să fie râs. Stați că n-am terminat. Deci în cele 3 săptămâni, serviciul de salubritate, deci serviciul ăsta, societatea Romprest, ei sunt cei care prestează, nu a colectat deșeurile. Este corect noi să ne plătim taxa? Când mă gândesc că le-o plătiți, pentru cele 3 săptămâni care n-a colectat. O plătiți, nu? Dar de ce să o plătim dacă ei nu au colectat? Am ridicat problema. Problema e că în contract... Păi da, vă spun tot eu. În contract să fie așa, neachitarea taxei, atragi penalități, da? Noi plătim penalități, nu? Nu plătim penalități. Nu plătim penalități pentru întârziere? Nu. Mă îndoiesc. Nu. Mă îndoiesc. Deci vă aducem documente. Mă doresc că nu se percepe penalitatea. Asta este problema cu salubritatea. Și de asta aș fi în asentimentul Consiliului Local de Rămâne și aș fi pe această situație în asentimentul lor. Probabil că și noi avem dreptul să denunțăm unilateral dacă nu prestează activitățile așa cum sunt stabilite în contract. Deci noi cetățenii trebuie să acceptăm mofturile lor, ca să folosesc termenul ăsta, dar ei nu acceptă nicio condiție. Aici este problema la Brătești cu Holbea, în momentul în care s-a semnat, ni s-a pus în vedere. Holbea, podul. Deci, prin ăla. Și locul de întoarcere. Noi nu ne-am încadrat în timp. Atunci, Consiliul Local, prin aparatul de specialitate al domnului primar, să facă drumuri, să dezăvezească drumuri la timp, ca ei să poată să vină. Ajunge ca să nu aibă să mai avem discuții. Să nu mai taxe, să nu mic, să nu percepem de aproape. Domnul Vice, haideți să nici cetățeanul de rând nu este obligat să suporte consecințele firmei din prestări de serviciu. Eu cred că cu dezăvezirea, eu cred că am fost mic. Nu ați înțeles. Nu m-am zis în acest ei motivează cei de la Romprest că nu pot întoarce din cauza drumului, din cauza să pezi. Ei motivează. Tot. Aici e chestia, domnul primar.
Eu cred că mâine de noapte s-au dezavezit. Eu nu am spus că nu s-au făcut, dar ei asta motivează, nu? Îmi semnează voia de parcurs aici când trec. Nu asta motivează? Au fost probleme cu care trebuie stabilit odată și trebuie hotărât lucrul ăsta. Trebuie hotărât că și cetățeanul care plătește trebuie să crede prestele serviciu. Atunci când o veni aici, când ăsta, să nu mai cerem să îl presăm pe om, vină vă și plătește taxa, dar știi, gunoaie nu milea. De când vine asta? Asta înseamnă hoții pe față, vă spun. Gunoaie aia veni din persoane. Dacă eu nu-ți iau gunoaie, ți-a problemat să plătești. Nu e o scutire. Că pe mine tot 3.000 de persoane. Păi da, domn primar, așa este. Așa este, da. Și cel care face, și firma care prestează serviciul, presteze așa cum e stabilit în contract. Atunci și noi avem dreptul să denunțăm unilateral contractul cu Romprestul și să ne căutăm noi altă firmă de salubrie. Păi haideți să facem un proiect. Înțelegeți? Ca să eliminăm. Deci, o să mai apară probleme. Să facă bani de acum. Nu se poate deja pe zona, pe județul Bacău, în afară de comunele care au și orașele care au salubrizarea pe cont propriu, adică prin fondurile FARE care au fost în 2007, deci Helegiu, Moinești, sunt mai multe, nu știu, mai multe. Nu sunt lemne, am crezut că e tot aici. Tot aici. Sunt, nu știu, deci 64 de comune, diferența până la 93-94 comune câte. Deci nu sunt băgate, inclusiv Bacău, că Bacău au. Așa, deci nu are voie niciun operator de alt operator de gunoi, în afară de cel care au contractul obținut cu licitații cu totul, tot să se facă. Deci noi dacă o facem, o facem. N-ați înțeles ideea mea. Deci orice parte contractantă are dreptul să denunțe unilateral sau bilateral contractul. Dar cu dovezi. Eu dacă am denunțat unilateral contractul, m-am făcut de mâine, mă judec, câștig sau nu, dar în cazul în care câștig, am dreptul în calitate de consiliu local să-mi aleg orice firmă de salubritate, hotărăsc aici. Corect. Așa spune legea. Corect. Așa spune legea. La sănătate. Dar ca să faci să dai pentru Am spus pași. Da. Și motive sunt. Vă spun că motive sunt. Nu știu dacă am dat motive să pot zic că sunt. Da, nu știu. Deci, asta este. Am terminat, domnul președinte. Doamna Ciuma. Era vorba despre perceperea penalizării. A spus că nu se percepe penalizări de la persoane fizice. Da. Noi am aprobat în ședința de Consiliu, după, dacă nu a fi dat la trimestru. Către persoane, noi. Deci persoane fizice către primărie. Am înțeles. Dar ei nu îmi percep nouă penalizări. Ei existează direct. Ei, la noi avem taxa, de exemplu, cum avem taxa lunară, de 111.400. Dacă dumneavoastră nu vi se percep penalizări, de ce percepeți penalizări la persoane fizice? Deci, eu v-am spus în contract, dacă ne ducem în contract cu Romprestul, există clauza cu penalizări, dar ei nu le aplică. Deci ei nu le aplică. Dacă era să le aplice, nenorocea până acolo, păi sumele care avem de plătit. Păi atunci eu vă recomand altceva, adică să percepe... Dar n-am perceput, atunci cetățean care i-am... Așa mai bine merge prin sal să corectăm banii... Deci mai bine, am zis până la fel, lunar, începând de la 1 ianuarie, în fiecare săptămână, să mergem pe un sal. Domnul Vici, de exemplu, dacă din comuna Mârsănești, din toată comuna, avem 5.000 sau 10.000 de locuitori, pleacă în străinătate 2.000 de locuitori. Noi plătim în continuare. Deci ascultați un pic. Deci noi am mers din casă în casă, vizual și cu persoane care cunoaște locuințele fiecare sat. Din 5.400, din 4.530 sau 70, nu mai știu cât avem noi acolo locuitori, deci noi am declarat 2.930, da? 2.932. 2.932. Deci diferența de la 2.932 până la 4.500 și ceva sunt case goale și plecați în străinătate. Am zis anul ăsta să facem din nou, 2017. Curios! Ne-a ieșit mai mult. Ne-a ieșit 2.980 ceva. Deci s-au întors mulți înapoi. Deci de scăzut n-a scăzut. Păi, dar noi am mers tot pe 2.000. Tot atât a raportat. Am făcut. Păi nu plătesc. Dar eu plătesc o persoană. Pentru că au tomberon. Au ridicat tomberon. Dacă nu ridicam, nu-i percepeam. Dar odată ce el mi-a luat tomberon, Să sunteți 5 împărțești de persoane. S-a terminat, da. Domnul...
Deci, mai e... Supunem la vot punctul 3 de pe ordinea de zi. Cine este pentru? Excluderea, nu? Da. Cine este împotriv? Eu abținere. Abținere. Și eu mă abțin. Abținere la mine. Trecem. Deci două abținere. Două abținere. Trecem la punctul 4 de pe ordinea zi. Proiect de hotărâre pentru aprobarea alocării sumei de 14.000 de lei din bugetul local al Comunei Bârsănești pentru organizarea festivităților legate de obiceiurile de iarnă. Inițiator, domnul Bățăgat, domnul primarul comun. Doamnelor și domnilor consilieri, cu ocazia festivităților organizate cu prilejul obiceiurilor de iarnă în Comuna Bârsănești, în data de 31 decembrie, am planificat. Este necesar să încheiem un contract de prestări servicii cu o societate care să ne asigure întreaga asistență tehnică, stație de amplificare și sonorizare, precum și filmare și transmitere de evenimentul susținut de grupuri de conducători care păstrează tradițiile și obiceiurile de pe meleagurile noastre. Suma totală se ridică la 14.000 de lei cu tot cu TVA. Propun alocarea acestei sume din capitolul 51.01.03.20.01.30 Autorități publice și acțiuni externe, titlul 2, cheltuieli materiale, aliniatul 51.01.03.20.20.30, alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare. În față de cele prezentate, mai sus vă rog să aprobați proiectul de ordine în forma prezentă. Sau așa, domnul scrie la punctul ăsta, cu dezbatere, la punctul 4. Aici acum, tot ce te trebuie. Domnul Ari, domnul Burnici, da? Nu mă știu că Burnici. Domnul Ari, vreți spune. Domnul Ari. În proiectul ordinii de zi am găsit o problemă, dacă pot să o numesc eu așa. Deci există capitolul cheltuieli materiale, punctul 510230, alte bunuri și întreținere și funcționare, dar nu am găsit asta cu autorități publice și acțiuni externe. În schimb, am găsit undeva la 6502200130, alte bunuri și prestări servicii. Deci n-am găsit asta cu autorități publice și acțiuni externe. Deci punctul 510220, posibil să fie o greșeală să fi fost ala altul, 65. Deci posibil să fie o greșeală acolo. În afară de autorități publice, așa, posibil să fie asta cu alte bunuri și prestări de servicii. S-ar putea să fie o recontactare, dar o verificăm și o rezolvăm. Fiecare ceas de conizator va veni cu tatăl, cu număr de serie de buletin, ce ne vom. Hai să terminim. Atât. Deci să fim atenți la capitolul din unde se iau. Cine următorul? Florin. Domnul Bunic. Asta vreau să întreb. Deci, cetele care vin, fi 31, la primărie, mai contribui cu bani, de exemplu, cum astea... Să mă trebuie cu bani la ce? Că nu mă poți filma, e favorit. Mă, dar nu mă poți, de ce invici primăria cu celălalt? Da, bun. Nu are nicio treabă. Luați-o și să-i explicăm. Da. Faceți o corectură și explicați. Eu fost la București și știi exact ce faci. Trebuie făcut o corectură. Deci trebuie să se înțeleagă. Domnul, pentru că îmi cer scuze că am venit peste rând. Îmi cer scuze. Trebuie făcut această corectură. Deci, asta este o acțiune privată, dacă am putea o renumi așa. Este o acțiune privată, prin care cetele, așa, de cu acordul lor, au acceptat să se prezinte, să fie filmat. Contrapost că televiziunea respectivă, fiind și ea o televiziune comercială, privată sau comercială, cum vreți să o denumiți, așa, automat că percepe o taxă, că nu o să vină nimeni din pomană aici. Că suntem noi, cât ar suntem noi frumoși așa la față. Da. Înțelegeți? Ideea este că... Vrei să devii vedetă? Deci trebuie să făcută corectura. Acești bani se referă la o firmă specializată în asemenea activități care vor plăti, ca să, cum să zic eu, să oferim o transparență decizională și financiară. Asta ar fi scopul mătăresc. Practic asta vreau și eu să scot în discuție. Să se prezinte facturile, chitanțele, tot cât se dă, ca să fie o transparență în cheltuirea banului public. Asta e toată situația.
Celelalte activități sunt cu acordul lor, sunt private, îi privesc pe ei. Corect. Înțelegeți? Ba da, ne interesează să fie promovată comuna, dar noi nu avem fonduri atât încât necesari care ni solicită, știu eu, televiziuni sau alte structuri media. Și n-ai de unde. Dacă n-ai de unde, cu ce să stau să susțin? S-au supărat. Nu i-am chemat. Și s-a înțeles. Deci aici, informația a circulat greșit la nivelul comunii. A circulat greșit. Trebuie să se explice la oameni, că și cei care postează pe rețelele de socializare, să explice. Domnule, stați, este o acțiune privată, este o acțiune care necesită să veniți, să plătiți pentru anumite servicii. Deci, nu, deci trebuie făcută, dar nu suntem noi divini, așa cum spunea și... Una e să susțină primăria, alta e să sponsorizeze primăria. Deci, diferența e enormă. La televizor s-a plăcut, bă, văzut comuna Bursănești, o țară întreagă. Știi ce să... Eu văzut copilul, toată babile mă pupa la biserică, tu te-o văzut acolo, dar ca să dea un ban, nu o zici nimeni, știi? Păi, dar asta e, trebuie să fie văzut. Mulțumim domnului primar, nu mi-a interpretat că s-au pus bani de la primărie. Da, da, asta mi-a spus și eu. Trebuie să spună, domnule, mulțumim domnului primar ca persoană fizică sau știu eu. Nu, a zis că susținerea. Ca nu putem primărie. Susținerea domnului primar. Da, da, da. Nu putem limita asta, exprimarea cetățenilor da, sau opiniilor, nu le putem mai limita. Problema este... Da, dar totuși, doamna Radu este organizatorul, deci dânsa poate să... Ei trebuiau să facă corectura, nu noi. Ei trebuia să facă corectura pe site-ul de socializare, asta este și așa mai departe. Să se înțeleagă. S-a perceput greșit. Și eu am auzit informația asta că ați dat bani la... Eu cunosc situația, dar vedeți, așa circulă informația în spațiu public. Știu, și eu. Nu e genunchi aici să vină cineva că vrea unii să facă o filmare, să facă unii pe anal, comună și cu asta. Dar nu este nicio, dar oricine dorește, se poate face. Se poate face, dar ți-am spus să se pună de la cineva. Nu este explicat deodată, domnule, nu mă băgați pe mine în treaba asta. La Caracurgan am spus prezent, e mai de modificat. Comuna. Mai așa, dar vreți promovată, cu ce vreți? Păi banii nu, dar o fost el la vacul, a fost el la vacul. Da, dar tot cu banii mei, nu? E logic? Asta aprobăm, asta. Păi dar asta aprobăm, asta aprobăm. Asta aprobăm pentru ce face aici, pentru vestea să pot... Da, la Luca, din bugetul local. Nu mai trecem tot. Nu ai voie. Să aloci un leu din bugetul local, pentru că tu mai ai... Deci avem să poate aloca prin servicii. Prin servicii, de exemplu, cum faci acum contract cu firma care se ocupă, aduce sonorizarea tot, plus, prin faptul, poate și banii către colindători, treaba lor, nu știu cum. Știți care e situația, domnul Vici? Trebuie să ne mulțumească cetățenii și cetele de colindători că am găsit această oportunitate ca să fie plătiți. Că normal, din punct de vedere legal, nu poți plăti direct din banul public. Nu. Cetele de colindători. Și trebuie să ne mulțumească și nouă, și dumneavoastră ca inițiatori, că s-a găsit această oportunitate legală, ca să pot fi, să poată fi și recompensați pentru efortul lor. Vreau să întreb altceva. Asta e toată situația. Din banii ăștia, 1.114.000, stabilește primarul. Adică primăria stabilește la urs de aia tot la... Sau stabilește el care... Nu. Deci, din 14.000 să dă jos TVA-ul, prima, care rămâne 11.000. Parcă așa bine, dacă... Nu, și nu, nu, nu. TVA-ul să dă jos conform facturii făcute. Conform facturii. Deci, da, rămâne 11.000. Din aia 11.000 va fi partea tehnică. Bă, 3.000 din TVA-ul la mine. Deci, începe sonorizare, tot ce este acolo. Și parcă o diferență de 6.000 sau 6.000, nu mai aduc aminte care, aia se vor împărți în funcție de cetele de colindători, că n-am vrut să știu cât de bine. Domnul Georgescu, dacă îmi permiteți, odată ce este firmă din prestări servicii, nu se mai poate implica primării. Noi nu avem înțeles, dar dumneavoastră, în România la noi cum se procedează, tot subțiază, se rămâne barul gol, în 300. Nu sunt ei la... Oricum, ați fost subținut, dar și în 300 dacă rămân. Nu știu dacă știa, dacă cine era, dacă îmi spune așa,
7% și 5% indirecte și profite. Atât, dacă depășești treaba lui. Domnul, deci, ce ne dă factorul? El nu dă. Da, da. Nu-i da, dar puntea de contul. El caută să subțieze. Nea Georgescu. Dar noi, dar noi, ca primărie. Ascult un pic aici, dar din puntea de contul, când vine și peste 3 ani și-l cheamă. El cheamă pe ei să poate cu ochiatorii bani. Vine, trebuie să vină cu facturi. Și la toată factura spune așa, ia să vedem, din banii ăștia 5% vine indirectele și 7% profitul. De ce ai mai mult? Și e banii înapoi. Bun, bun. Îmi dați voie dacă să... Imediat. Da. Eu sunt ce vreau, mă vreau un fel următor. Deci să stabilească cu listele care vin. Nu le poți stabili, că nu poți, n-ai cum. Din cauza cum noi ne-am pregătit și-o venit o viță de asta. Deci firma, firma să împărțăște banii lor, dar nu dirigează banii primării lor. De primarul cu noi, conducerea de aici, spun bune la urmă. Știți ce drept are el? El are dreptul la rândul lui. Dacă vrea și poate, el poate să bată și în poartă la ăștia. Băi, eu pentru primăria Brăsănești prestez un serviciu. Puteți face sponsorizare? Treaba lui, noi nu avem treabă. Noi i-am dat către lui serviciu, el trebuie să fie un serviciu medic. Păi da, asta e, asta ceri să știi. Da, băi, am așa, singura sursă sau singura posibilitate legală e numai așa, că altfel nu puteam să le dăm nimic. Da. Ați înțeles? Da. Eu am înțeles. De exemplu, la urși la Brătești, aici sunt pe 30 și ceva. Dumneavoastră vezi că este legal, uite că e legal. Asta vrea să spune. Da, dar e așa. Îmi dați o vot, vă rog. Noi am plăcut. Haideți să domnul Vârlan. Deci ce se întâmplă pe cineva? Asta e sursa, dar dați voie acum să vorbesc, ați vorbit, da? Hai că vorbim, dar vorbim pe rând, vorbim, doar avem timp până noi vin iar. Așa mă duc și eu și-o cumpărat. Domnul Mărlac, avem vreau. Să liniștea, să nu pot vorbi. Domnul Mărlac, aveți cuvânt. Deci ce se întâmplă? Deci e singura posibilitate să te firmă să facem, dar firma să aibă grijă că cetele, deci nu poți să mai dai un milion sau două, măcar de la 5 milioane în sus, că sunt cete mari. Deci, legea lui spune așa, 18 lei, ca să nu devine impozabil, deci, 18 lei domnul, de persoană. Deci ceata vine cu tabela asta, încerca genul. Deci de persoane să dă, da? Corect. Foarte bine, că de exemplu cum e ursul, cum e capra, cum e cete mari. Deci nu poți să dai un milion și iei vita mai deci, ceata. Deci eu sunt prevăzut, că nu deci, mai ceata. Și băieții chiar supărați ca să vină pentru un milion și nu-ți mai vine. Dar nici am trebuit că ne-am dat un milion domnul. Nu, 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 era un exemplu. Deci a fost un exemplu. Nu, un exemplu. Nu, mai vine de autorizație. Gata, vine firma aia să s-o stabilit. De asta vine de stabilit și deci organizatorul, cred că ține cu treaba asta ca să... Eu trebuie să-l stii. Nu-i luăm în răsura. Odată ce-i societate și se ocupă de chestiile astea, el, dar știu cine este și mai vreau să fac o ultimă propunere. Îi place tradițiile și nu o să fie problemă. Eu vreau să fac o ultimă propunere, vreau să le fac. Să solicităm firmei prestatoare de servicii, ori să ne dea niște copii după facturi, ori să ne... Ei fac dosarul și ne aduce să ne dea și copii să-l avem aici. Ca să putem prezenta cetățenii. Mai sunt până la mai sunt prezentarea. Propunem la vot punctul 4 de ordinea de zi. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Nu sunt. Trecem la punctul 5 de ordinea de zi. Proiect de hotărâre pentru aprobarea rețelei școlare pentru anul școlar 2018-2019 la nivelul UAT Brăsănești. Inițiatorul Dorin Cotelat, de genul primarul comunii. Consiliul local al comunei Brăsănești să facă un instrument în ședința ordinară din data de 27 decembrie 2017, hotărăște reorganizarea rețelei școlare la nivelul UAT Comuna Brăsănești pentru anul școlar 2018-2019 în concordanță cu prevederile și anexele proiectului planului de școlarizare pentru anul școlar 2018-2019 întocmite de conducerea școlii gimnaziale numărul 1 Brăsănești, APO. În urma Consiliului Profesoral al Consiliului de Administrație, din data de 28.11.2017, întrunit pentru a discuta proiectul de plan, școlarizare pentru anul 2018-2019, s-a discutat și propus planul de școlarizare pentru anul școlar 2018-2019, anexat
prezentul raport argumentativ astfel. Grădinița cu program normal numărul 1 Bârsănești, 2 grupe cu 30 de preșcolari. Grădinița cu program normal Albele, o grupă cu 7 preșcolari. Grădinița cu program normal Brătești, 2 grupe cu 30 de preșcolari. Grădinița cu program normal Caraclău, 2 grupe cu 30 de preșcolari. Total 7 grupe, 97 de preșcolari. La școala gimnazială numărul 1 Bârsănești avem simultan clasele 0-1, clasele 0 și 1 cu 15 elevi. Simultan clasele a 2-a și a 4-a cu 15 elevi, clasele a 3-a 19 elevi, clasa a 4-a 0 elevi, a 5-a 0 elevi, clasa a 6-a 0 elevi, clasa a 7-a 12 elevi, clasa a 8-a 15 elevi. La școala primară Albele avem simultan clasele 0 și a 4-a 23 de elevi. La școala gimnazială Brătești vom funcționa simultan clasele 0-1, clasele 0 și Andreea, cu un număr de 12 elevi, clasele a 2-a cu 12 elevi, simultan clasele a 3-a și a 4-a cu 15 elevi, clasele a 6-a 0 elevi, clase a 7-a 12 elevi, clase a 8-a 14 elevi. La școala gimnazială Caragelor vor funcționa simultan la clasele 0 și 1 și clasa 1 cu 12 elevi, simultan clasele 2, 3 și a 4 cu 15 elevi, la nivelul gimnazial avem simultan clasele a 5-a și a 7-a 12 elevi, a 6-a și a 8-a 12 elevi. Menționăm că școlile din Comuna Bârsănești sunt la distanțe mai mari față de școala de centru și se află într-o zonă defavorizată din punct de vedere economic. De asemenea, nu avem mijloace de transport în comun care să asigure legătura între satele comunei Bârsănești. Situația economică a familiilor din satele comune este precară. Ne confruntăm cu deficiența părinților pentru migrarea copiilor în altă localitate decât cea de domiciliu, cu riscul creșterii abandonului școlar. Dorința părinților ca copiii să învețe la aceleași cadru didactic în anul precedent, motivat de influența pozitivă a comunității asupra rezultatelor acestor. Față de cele prezentate mai sus, Consiliul Local Bârsănești își asumă răspunderea pentru reorganizarea și funcționarea tuturor unităților de pe raza Comunei Bârsănești, conform anexei numărul 1 la proiectul de hotărâre pentru aprobarea rețelei școlare pentru anii 2018 și 2019, la nivelul UAT Bârsănești, asigurând fondurile necesare. Da. Înscrie la cuvânt. Dar Brățeștiul nu are clasa 5-a și 8-a? Toată comună nu are clasa. De clasa... Da, chiar, domnul președinte, sunteți profesor, dar ar fi bine să ne explicați. Cum se n-are? Bârsănești nu are clasa 8-a? Cum nu are? N-ați înțeles. Sunt clase care nu au elevi. Mi se pare că am văzut, domnul Petru, dacă îmi permiteți, în clasa 5-a la nivel comunal nu este deloc. Așa este sau nu, sau cel puțin 3 sate nu are. S-a dus toată lumea la Bănești. Clasa 5-a la Caracol este. Deci, haideți să vă... Când s-a modificat legea de a vă da clasa pregătitoare, unii spune 0, dar sunt ești pregătitoare. Când s-a scris prima dată clasa pregătitoare, care trecea de regla învățători, deci ieșau din sub tutela educatorilor, trecea la învățători, clasa pregătitoare. Cei mai erau colegii care au mai plecat unele din comun, majoritatea lor atunci, s-au ferit să sfătuiască părinții să-i înscrie la clasa pregătitoare, deoarece și legea permitea. Permitea să mai stai mai la fetnic și treci direct în clasa 1, permitea să treci direct în clasa 1 la vârsta de fără să mai scrii în clasa pregătitoare și au sfătuit părinții de așa natură din ne-au înscris. Singurii copii înscriși atunci în clasa pregătitoare au fost doi copii la Caraclău. Da. Deci în toate satele Bârsănești cu Ghivare, Brătești cu Ghivare, Oameni cu mine, nu s-a scris niciun copil în clasa pregătitoare. Asta o știm tot. Păi da. Clasa 8-a la Brătești nu există. Cum să vezi? Dacă nu mă la... Păi eu uitați-vă aici. Deci dacă nu este la... Domnul... Eu tipule, păi și mie, da? Tot la pagina. Ei, ne fiind în clasa pregătitoare atunci, anul următor nu au fost în clasa 1, anul următor nu au fost în clasa 2 și tot așa, și acum au ajuns că acie de atunci la clasa pregătitoare sunt acum clasa 5-a. Deci clasa 5-a sunt doi copii acolo. La anul clasa 6-a vor fi doi copii acolo și 0 instructori. Înțelegeți? Dar aici așa am observat o greșeală la clasa, la vârstă.
copilărie, spune, din clasa a 5-a, cred că probabil primea 50 de ani. Asta înseamnă că ar fi fac mai patra. Dar am fost în a 5-a. Să apare 2-0 la rând și la 5-a clasa asta, dar e valabil numai la a 6-a. Ce? Dar din urmă... Domnul, bă, dar este... Ei, eu i-a doua pe patra, uitați-vă un pic. Clasa 5-0. E o greșeală urmărită. 6-0. Da. Poate nu trebuie unul în față. Acolo e o greșeală de redactare. Da, se mută la 5-a cu a 6-a. Deci e greșeală de redactare. La clasa a 6-a este 0 la Brătești, 0 la Albrini, 0 la Bărcăriești. Și pentru la anul. La asta vreau să vedeți. Acolo apare un 0 la clasa 5-a greșeală de redactare. Înseamnă că nu sunt acuma nici unul în a 4-a. Dar ei sunt. Probabil că 10 de apare 0 ăla acolo. Deci, în a 4-a sunt. Sunt copii în clasa 4 acum, de la anul vor fi 0. Eu știu că este clasa 4. Sunt, dar e greșeală de redactare. Fi din septembrie, aceștia care vor trece. Păi și noi aprobăm acum aprobarea organizării rețelei școlare 2018-2019. Deci asta înseamnă anul școlar următor. De septembrie. Anul viitor, da, 2018. Da, așa este. Deci noi aprobăm nu ce a fost, ce reorganizarea rețelei școlare pe anul următor, nu pe anul curs. Și eu știu sigur că anul ăsta sunt copii în clasa 4 aici. Deci, automat, la anul, chiar dacă vor fi mai puțin, dar vor fi. Deci nu sunt 0. Ei, o greșeală de redactare. Asta e acolo. Da, alții trebuia cineva la anul și clasa 5-a. Da, trebuiau trebuie. Elevii din clasa 4, clasa 5. Chiar de-o mai pleca vreo unul, dar sunt în realitate. Mai cât de puțin, dar vor fi. Mai sunt în scrie? Nu mai sunt. Deci, oameni de care. Reiferă la redactare. Singurul lucru, da? Permite. Deci singurul lucru, domn primar, că și da, bine și noi, că până la urmă noi suntem factorul decizional la nivel din comună, Consiliul Local, ar fi bine să milităm, să le menținem unitățile școlare așa cum sunt ele în momentul de față, cu toate, în toate cele patru sate, așa ar fi bine. Să găsim niște modalități, să nu le luăm, să nu le desființăm, că am înțeles că mai apar așa, în anumiți ani mai apar unele dificultăți. Să găsim niște modalități să putem susține că, bun, știm că și o parte din copii au migrat către oraș, știm asta, dar nu asta este problema, că până la urmă este libertatea fiecărui de a alege. Problema este să asigurăm și celor care nu au posibilități să se ducă la oraș. Și să nu desfințăm școlile și să le menținem la nivelul ăsta. Să știți că, deci mai sunt unele riscuri în anumiți ani. Mai sunt anumite riscuri. Și ar trebui să găsim niște metode și să milităm, să menținem școlile. O să iau o întrebare, ceva profesori sunt care nu specialiști cu copii sau ceva de genul? Pentru că atâta timp... Adică, după câte am înțeles, se duc la specializare, ei se specializează ca profesori și... Nu mai stau la clasă, am înțeles. Da. Și de asta părinții e de la oraș. Adică ei, în timpul anului școlar, deși până la 12, că doar nu se lucrează două schimburi, ei se duc la școală, se polarizează ei. Copilul dă să face fără și părintele ia să duc la oraș. De data asta o să apăr cadrele didactice. Dacă dumneavoastră aveți informații sau credeți că aveți capacitatea, mergeți, domnule, și evaluați dacă aveți capacitatea, să evaluați cadrul didactic. Știi că aveți vreo informație concretă? Veniți, domnule, și spuneți-o în față și mergeți și analizăm și cerem să fie exclus acel cadru didactic. E simplu ca bună ziua. Așa numai din zvonuri că spune unul altul că nu stă cadrul didactic la ore. E foarte simplu. E foarte simplu. Cum și alții pot face diferite afirmații față de noi. Dacă nu știi exact ce este. Deci, de data asta o să țin cu cadrele didactice de data asta. Deci, de 6 ori pe an apar probleme. De exemplu, și la învățători, la educători, la profesori. Deci, apar comisii de toți care trebuie să ne adunăm la o școală din comună sau ce vor pe la voi, cei care valori școala, mănăstirea clasă și atunci de asta să fiecare instituție, ca să înțelegem, fiecare instituție are organismul ei de control. Fiecare instituție are organismul ei de control, da? Dacă acei revizori, inspectori sau cum se denumesc ei cu funcțiile lor, îți dă acceptul și școala funcționează, tot este în regulă. Credeți că avem noi capacitatea să punem în cumpănă profesionalismul profesorilor? Nu.
Da, am înțeles de la domnul Petru. Deci este o dată de probabil părinții au înțeles altceva. Da, este obligat să mai întâmplă cazuri izolate. Probabil. Probabil. Acum ce facem? Stăm să pândim pe fiecare, cu fiecare minut, fiecare oră ce facem? Ajungem în situația asta? Domnul consilier, deci a fost copil din Bârțănești, din comuna Bârțănești, care nu ne-a prezentat pe Bacău, care nici nu știa, l-a întrebat unii lui, nici nu știa unii Bârțănești. Și-a fost la olimpiadă și-a luat merite, deci o reprezentat comuna Bârțănești. Și îi învață la țară. La școala Brătești, da. Hai să spunem că aia nu vreau să fac bine. Da, vă spune. Trebuie să știți că copiii sunt mai buni la aici, pentru că sunt mai puțini și are trezor cu copiii. Hai, dar tu nu au luat. Și ați inginer toți, pentru că sunt 12 copii în clasa 6-a și a 8-a, nu? Simultan. Are timp să copiii de unii 30. Te poți ocupa foarte. Să le dai lucrări pe grupii. De la, până la nota 6, până la nota 8, pe aia bunicui, până la nota 10 și îi dai temele mai complicate. Și poți să ieși, să scoți repede. Așa era domnul Chim, pe timpul meu, care se cunoaște. A spus... Deci o să completez la ce spuneți doamna, dumneavoastră, doamna consilieră. Avem olimpici la nivel anual din școlile Bărsănești? Avem, da? Avem. Da. De ce punem în cum până profesionalismul cadrelor didactice? N-am spus domnul. N-am spus asta. Haideți că s-a făcut afirmație aici, chiar acum mai devreme. Am spus că se pot scoate elevi foarte buni. S-au făcut afirmații. Câtă vreme am olimpici, câtă vreme am copii merituoși la școală și cu diplome și, cu, și au participat, cum spunea și domnul consilier Burnichi, în faze municipale, în faze județene, țenii la olimpiade. Cum puteți să ne permiteți să punem noi în cum până calitatea actului profesorat? Haideți să fim serioși. A doua la mine este foarte greu ca să-i aduci cu microbuzul, de la Caraclău, să-i aduce aici. Păi da, bineînțeles. Este foarte greu. Deci nu poți să... Dar și dacă am putea, credeți că părinții acestor copii ori să aducă copiii la școala de centru? Nu o să-i aducă, vă spun. Deci nu se poate. Haideți să menținem școlile așa cum sunt. Deci, mai bine așa vă spunem. Mai rămâniți copii la... Nu. Supunem la vot. Punctul 5 de ordinea de zi. Cine este pentru? Cine e împotrivă? Abține? Deci, în unanimitate s-a aprobat punctul 5. Trebuie la punctul 6. Și ordinea de zi, proiect de hotărâre pentru aprobarea strategiei anuale a acțiunilor publice și a planului anual a acțiunilor publice ale Comunei Bârțănești de statut pentru anul 2018, inițiator, domnul Botezar Bârțănești, primarul Comunei, punctul 7. 7. Proiect de hotărâre pentru anuale a acțiunilor publice. 6. Stabilizarea contului salariului de bază pentru funcțiile publice. Da. De ce? Pentru că indemnizațiile pe funcție.
funcțiile publice au fost deja hotărâte. Am impresia că dispoziția de convocare aparindu într-o altă ori. La mine apar la punctul 6 strategia privind achizițiile publice. Nu, în a 8. Noi și mergem mai departe. Știți cum e domnul Ane, dacă îmi permiteți? Nu, dar o luăm ca să înțeleagă toți. Nu, e vorba de două categorii de salaria, să le zicem noi așa. Noi nu le putem amesteca. Păi nu, dar eu vreau să ajung altundeva, de asta. A, deci asta. Aparatul de specialitate a primarului este, deci sunt acele compartimente care sunt angajate în permanent, pe când noi, ca și consilieri, nouă ni se dă doar o indemnizație, nu sunt salarii. Trebuie făcută diferențierea din proiectul din hotărâre. Am înțeles. Și legea face diferențierea. Da. A fost spus cumva altă ordine a punctelor. Nu lipsește nimic. Apar la punctul 6 strategia anuală de achiziții publice. Hai să rămânem pe salariile, să zicem. Hai să rămânem salarii. Păi, salarii pe ordinea? Păi, dar n-am ieșit. Punctul 6 cu salarii. Bine, hai, fie salarii. Tot acolo. Punctul 6 pe ordinea de zi. Aprobarea cuantumului salariilor. Exact. Doamnelor și domnilor consilieri, proiectul de hotărâre privind stabilirea cuantumului salariilor de bază pentru funcțiile publice și funcțiile contractuale din aparatul de specialitate al primarului Comunei Brâsănești a fost inițiat în conformitate cu prevederile articolului 11 din legea numărul 153/2017, legea cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice la baza inițierii proiectului de hotărâre a stat. Respectarea ierarhiei prevăzută în conținutul legii prin aplicarea unui coeficient pentru fiecare funcție existentă în raport cu sarcinile și responsabilitățile stabilite prin fișa postului față fără a se depăși limita maximă stabilită de 3,5 pentru viceprimarul comunii. Procesul verbal numărul 4914 din 07-12-2017, încheiat cu prilejul negocierii clauzelor contractuale individuale de muncă 2017-2018 și punerea în aplicare a prevederilor ordonanței de urgență a Guvernului numărul 79/2017 pentru trecerea CAS-ului și CASE-ului de la angajator la salariat, începere de la 1 ianuarie 2018. În vederea verificării existenței sumelor din bugetul local necesare pentru plata salariilor și indemnizațiilor, am formulat propunerile din tabelul anexat la proiectul de hotărâre. Nu s-a stabilit salariul de bază pentru funcțiile publice vacante. Propunerile concrete sunt prevăzute în anexa din prezentul raport și sugerez studierea pentru fiecare funcție în parte. Consider că începând cu data de 1 ianuarie 2018, aceste salarii vor fi asigurate și le supun analizei în agenția dumneavoastră pentru a fi aprobate. Înscrie la cuvânt pe tema proiectului ordinii de conform ordonanței 79 conform ordonanței 79 prin care contribuțiile trec de la angajator la angajat, e simplu istoria. Și am hotărât de guvern 824, dacă greșesc, prin care salariile minim brut pe economie crește de la 1450 la 1900. Deci e necesară actualizarea salariilor la indicii aia ierarhizare pentru ce? Pentru a putea trece contribuțiile dintr-o parte în alta. Deci oamenii nu vor câștiga nici un leu la salariu, în plus. Nu cred că neapărat e cu trecerea contribuției, mă gândesc eu. Este un salariu care trebuie să fie... Aici a fost șmecheria, ca să trebuie una cu alta. Da, dar până la urmă mi se pare că ăsta ar fi plafonul de salarizare corect. Deci aici, să știți că oamenii tot atâta ia în mână. Deci da, posibil da, la brut, doar cu un leu, 2 lei, bine, am înțeles la asta, că s-o renunci până pe 31 martie transmiterea revisal. Exact. Încă nu se știe ce se întâmplă cu salariații care lucrează cu timp parțial, la două ore o să mai aducă bani de acasă, să-și plătească datoriile, dacă legea va fi așa, și cei cu patru ore nu mai ia nimic, plătește dar, totul la asta. Dar referindu-ne direct la proiectul ăsta de hotărâri care privește așa, nivelul de salarizare al
aparat de specialitate al primarului, eu găsesc că și oricum de-a lungul timpului nu li s-au mărit salariile și au fost defavorizați, poate chiar mult timp, deși unii aduc o grămadă de comentarii care nu cred că sunt întotdeauna justificate. Dar mă, ăsta ar fi nivelul de salarizare corect și optim. Eu așa zic. Mă repet încă o dată. Omul, persoana fizică, beneficiară contribuției, nu are niciun beneficiu. Domnul Mielon se referea și la partea cu mărirea care a fost în... de s-a ajuns la 2 iulie. Aia da. Acuma, nu știu de domnul Mielon, nu știu că nimic. Asta am și scot în discuție. Oricum au fost o categorie defavorizată în perioada de timp la nivel salarial. Mă gândesc că s-a făcut o corectură corectă și justă, așa că... Supunem la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Dacă sunt abțineri, împotrivă, s-a votat în unanimitate. Trecem mai departe. Proiect de hotărâre pentru stabilirea cuantumului indemnizației de ședință a consilierilor locali. Și aici e aceeași problemă care v-am zis-o. Crescând de economie, au crescut coeficienții de radizare. Adică s-a întâmplat același lucru. Și nu se va lua, având în vedere creșterea contribuției dintr-o parte în altă, tot nimic nu e. E simplu, e istorie. Luăm la pensie. Nu este. Nu. Deci v-am spus că e un leu, doi diferențe mari. Supunem la vot proiectul de hotărâre pentru stabilirea cuantumului indemnizației de servicii pentru consilierilor locali. În forma stabilită prin proiect. A stabilit cât va fi brutul la indemnizații? Deci, cine este pentru? Sunt abțineri, sunt împotrivă. Nu vă bucurați degeaba, că lumea înțelege altceva. Da. Nu vă bucurați, că nu e nicio fericire. Stați liniștit. Păi de aia și specificat. Gândesc ea mai mult. Deci ca și... Ca venit net. Proiect de hotărâre pentru aprobarea strategiei anuale a achizițiilor publice și a planului anual de achiziții publice a Republicii Bucănești pentru anul 2018, indicator domnul botezat Ugelu, primarul comunei. Proiect de hotărâre privind aprobarea strategiei anuale de achiziții publice și programul anual de achiziții publice și investiții al Comunei Bucănești de Bacău pentru anul 2018. Mai citesc și raportul sau vreți să plec la... Se aprobă strategia anuală de achiziții publice și programul anual de achiziții publice și investiții al Comunei Bucănești de Bacău pentru anul 2018, conform anexelor parte integrată a prezentei hotărâri. Articolul 2. Prezenta hotărârii se aplică până pe data de 30 aprilie 2018. Articolul 3. Se împuternice pe primarul Comunei Bucănești să numească comisia de evaluare a ofertelor pentru fiecare achiziție publică în parte. Articolul 4. Prezentele hotărârii vor fi aduse la îndeplinire de către autoritatea executivă a Comunei. Înscrierii la cuvânt pentru dezbatere pe marginea proiectului de hotărâre. Deci acolo există manierul în papier cu o domnul de conduce. Sunt de acord cu propunerile. Supunem la vot? Da. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine s-a abținut? S-a votat în unanimitate. Mai este un punct. Aprobarea procesului verbal. Nu, era ceva cu izlază, am înțeles. Da, ceva cu izlază. Atunci la cunoștința Consiliului Local, procesului verbal cu prilejul constatării stabilirii limitelor de votare ale izlatului din satul B.
plătesc din punctul de alumare și de alfurții. Asta e mai bine înțelesul nostru, bornarea. Deci am făcut bornarea la izlazul de la... Poate dacă e bine și poate nu aia... A fost un lucru. S-a dus la îndeplinire. S-a dus la îndeplinire. S-a dus la îndeplinire. Nu sunt făcut. Nu știu ce știți, da? Domnul primar, știți de ce vă spun, a apărut așa intempestiv și n-am avut niciun studiu. Astăzi, 8 decembrie 2017, în baza ordinului prefectului numărul 267 din 14-2015 și a hotărârii guvernului numărul 890-2015 cu privire la atribuțiile și competențele comisiei locale, comunale, de fond funciar, de aplicare a prevederilor legilor funciare, comisia locală de aplicare a legilor fondului funciar de Săneri, ne-am constituit într-un grup, într-un grup de lucru, următoare, posesat cu președintele comisiei, primar, a fost unifică consilier juridic, Ionită Gabriel, consilier Camera Agricolă, ne-am deplasat la fața locului pentru identificarea plasamentului corect. S-au folosit următoarele documente. Schimbul corectului a mășiei Elisa Bărbescu și a fraților cavalerii cu un proprietăriț, așa, un proprietăriț din anul 1945-1946. Spițele terenurilor care au fost confiscate în baza decretului de lege numărul 83-1949, schițele de preluare a terenului confiscat de la secția agricolă a raionului Târgu Ocna și care au trecut în administrarea Sfatului Popular al Comunei Bârsănești conform procesului verbal din 26.03.1957, încheiat între a fost unifică în calitate de tehnician agricol și Lazar Ion, tehnician cadastral din partea secțiunii de agricole Târgu Ocna. În baza acestor documente s-au consultat documentele cadastrale întocmite pentru restituirea suprafețelor coștilor proprietare în baza legii numărul 18/1991, legea numărul 1/2000 și legea numărul 247/2005, pentru care s-au emis titluri de proprietate. Documentele cadastrale întocmite între frații Cavaleorii și în nume propriu și ca urmare a moștenirii reprezentanței a Elisei Bărbescu conform actului de vânzare-cumpărare între parohia Brătești și frații Cavaleorii, autentificat sub numărul 120 din 18.02.2011. Toate schițele cadastrale au fost poziționate în planul general cadastral și delimitat conturul izlazului comunal. Proveniența izlazului comunal este rezultatul cumpărării unei suprafețe de 33 de hectare în anul 1923, ca urmare a negocierii între reprezentantul Obștei Brătești și frații Cavaleorii, așa, prin reprezentantul lor, cedând de bună voie ca fiind expropriere cu plată a acestei suprafețe. S-a mai constatat din documentele vremii că suprafața de un hectar de izlaz a fost cedată parohie Brătești pentru construcția unei biserici, lăcașul de puși vechi, fiind într-o bisericuță, monument istoric, care e supusă degradării și alunecărului de teren. Faptul că satul Brătești s-a dezvoltat din partea de est pe teren stabil este rezultatul cumpărării a 110 hectare de teren de la moșierul Micu Cavaleorii. Poziționând schițele cadastrale, s-a stabilit că punctele de contur ale izlazului urmând să a se pune borne, după cum urmează borna numărul 1, în punctul proprietății de functul Ciobanu E. Alexandru, parcurgând 600 de metri spre est, și borna numărul 2, pe latura estică, a circa 300 de metri, pe aliniamentul pe drumul care duce dealul mare, limita intravilanului, ulița Ciobănești, borna 3, tot spre est, pe linia cadastrală a cadastrului parohiei, pe malul părâului Volbei, se va pune borna 4, se continuă tot cu latura estică, până în limita proprietății moștenitorilor botezatului Ștefan și Miron C. Dumitru, borna 5 se va instala în limita nordică a proprietății Ciobanu A. Ion, borna 6 va fi pusă la limita proprietății spre vest a acelui proprietar și a drumului de acces în izlazul, borna 6 va fi în colțul gardului cimitirului și drumul spre nord, borna 7 va fi pusă în colțul gardului cimitirului, în proprietate de functul Munteanu Șteiuân, spre partea de nord, parcurgând linia dreaptă spre nord, până în râul Vorbei,
Caracuda, colțul proprietății lui ciobanul Anastasie și malul Părâului, continuă spre nord în linie dreaptă până în latura proprietății lui Stan T. Vasile, se pune borna numărul 8. În colțul gardului proprietății lui ciobanul D. Ion va fi borna numărul 9. Se continuă în linie dreaptă pe marginea proprietății ciobanul Sandu, Stan Toader, munteanul Nicu, Pintilie Vilea, până în borna numărul 1. S-a închis astfel întregul amplasament. Urmează a se planta bornele pentru definitivarea ridicării în plan, drept care s-a încheiat prezentul proces verbal. Da. Am reținut acolo. Știți că e o problemă acolo la vădere, la cimitir, s-a intrat în dislas cu o porțiune de teren. Da. Cimitirul ăla de cimitir. S-a luat de cimitir. Asta e, trebuie să. Da, totul. La punct sau mai cetățeanul nostru din comuna noastră și el este stabil în Germania. Și vă zic iată, ca la Glodosul, acolo unde se află terenul ăla de 1000 de metri pătrați, să-i dăm o locație de gestiune, ca să facă... 1200. Așa, să-i dăm o locație de gestiune și să el să pună acolo să facă un teren de fotbal sau să facă un ceva pentru rugii. De deci mai multe. El are un proiect mai multe, da? El acum, dacă ies, noi suntem aici de acord, noi îi punem la loc ca să nu chem pe om din Germania să facă la fel, dar la noi aici așa. Dacă Consiliul Local iese de acord, n-am nimic împotrivă. Nu îi spune cu o jocare, e mai mult. Sunteți de acord să abordez cojocarul Emin? Președinte, președinte, vă rog. Să puneți la vot propunerea domnului consilier de Ores. Da. Dar bine, noi acum ne dăm un acord de principiu. Trebuie studiată legea văzând pe cât se poate concesiona în 4-5 de ani, suntem dacă este răzmuns. Da, ideea este ca să parcurgi pașii legal. Deci ca să nu-i dăm nici niște speranțe de așa, trebuie să-i explicăm când să urmeze procedura legală de la noi din țară. Până dimineață el vine la mine acasă și dacă legea, domnul Georgescu, dacă legea permite, concesionăm cum se concesionează. Dar sunt niște, numai că mi se pare că la concesionări trebuie făcut licitații publice. Ai, deci mă gândesc. Deci prima dată și trebuie să va fi un impediment. Așa, și va fi un impediment în sensul ăsta. Că nu putem, noi, Consiliul Local, nu putem da spre folosință, sau nu știu, cu titlul gratuit, eventual, dacă nu mai intrăm, dar nu se poate concesiona, mă gândesc, dacă dăm cu titlul gratuit. Să... O să studiem legislația. Deci, acolo, în principiul, noi putem da. Zic, da, domnule, suntem de acord, dar trebuie... Domnule, zice că vrea să facă totul cu titlul gratuit. Cu titlul gratuit. Atunci, dacă... Deci, vrea să ofere, știu, un loc de agrement, cu titlul gratuit pe teren, dar aici este că noi nu putem permite legal, legal pe teren. E folosul comunității, dacă... Primăria n-are voie de acolo, nu trebuie să dai titlul gratuit. El vrea, el dorește cu titlul gratuit, dar noi trebuie să îmbrăcăm și o formă legală ca să putem să-i dăm. Concesionarea terenului presupune, da? Licitații publică, sunt, numai ca urmă. Să poată fi stabilită de dreptă. Deci, poate să o sumă de bani. Nu există posibilitatea cedării cu titlul gratuit al unui public. N-am spus că să cedăm noi. Omul oferă servicii cu titlul gratuit. Persoana respectivă. Deci, treaba lui. Înțelegeți? Nu avem noi legea română genul ăsta. Nu ne permite legea de asta. Nu cred că ne permite, nu știu. Nu cred că ne permite. Trebuie studiat. Dar noi, în principiu, să putem să dăm niciun răspuns. De noi, ca virgulă, că mai este situația. O, să zicem, poate dacă ne-am acceptat, nu știu, într-o formă să investească, el nu poate administra.
N-are voie să-l administrezi fără acordul Consiliului Local și până nu trece etapele astea. Deci pe cetățeanul îl interesează să facă ceva pentru sat. Am înțeles. Asta e ca o donație, da. Deci pentru sat, să facă un bază sportiv, ceva. Ca o donație, dar nu poate să o administreze. Din punct de vedere legal, nu poate să o administreze. Deci nu s-a discutat. În principiu vrea să ajute ceva, să facă ceva. Omul vine să facă ceva, el în fiecare an vine și da. Deci, acum pe 3 juni, cumpra, deci, el, în satul lui, vrea să facă ceva. Deci, în principiu, suntem de acord. Dar proces cred că va trebui să vină sub forma unor donații, sub forma actului de administrare, nu cred că poate. Păi, trebuie să ne gândim la ceva, să putem... Păi, asta e voința lui, el ce vrea? Da, să ne vedeți cum te-a spus ceva, dacă ați înțeles. El vrea să devină sub o formă proprietar. Păi, dar ca să poate răspunde din toată activitatea. Nu, cazul ăsta va trebui. Nu proprietar. Să se înlocați, el se răspunde. Da, domnule, să le ia în cesiune, dacă să le ia în cesiune. În cesiune. În cesiune. Haideți să facem diferențiere a concesionarului de teren și a afacerii. Nu are importanță până la urmă, până la urmă să timp de deci nu contează limita de timp până unii sunt timpii ăsta, dar trebuie să vedem forma legală. Dumneavoastră trebuie să înțelegeți toate lumea. Noi ieșim din gură la toată lumea de la toată lumea. Cine este principiul? Ceva acolo pentru oameni. Deci cine este pentru principiul de acolo? Pentru un acord. Toată lumea este de acolo. Vem legea prohibitivă să putem zi. Numai trebuie să vorbim acum nimic. Baza legală. Deci baza legală ce putem... Întâi trebuie să vedem voința lui. Ce vrea el? Omul e dispus, el... N-ai înțeles, Vasile. Eu trebuie să văd voința lui juridică, din punct de vedere juridic. Ce vrea să facă? Adică condiții. El face un teren din formă. Ce vrea să facă? Bun. Bază sportivă. Bază sportivă. Bază sportivă acoperită. Bază sportivă. Bază sportivă. Bază sportivă. Face-l bază sportivă, să o gestionezi el. Îi ține un contract de... Cred că are pregătire să o gestioneze. El vrea să facă bază sportivă. Nu știm, băi, da. Trebuie să facă aici și... Îi transmite să o luăm de acord din principiu, să vină la conducerea primăriei. Au fost căsele, au fost atât scandalul acolo. Dar mai trebuie să știi ce vreau să fac eu. Și bătut acolo din cauza. Ei, acum omul, el aduce. Și ala îi taie prelapa, și ala îi sărcăgeană. El trebuie să răspundă că, băi, investesc eu. Asta nu a venit el. Trebuie să vină cum vrea, ce vrea. Ce vrea el? Doamne, ce vrea? Vrei să-l administrezi sau nu? O bază sportivă, vă spun, asta vrea să fac. O bază sportivă pentru toți copiii din localitate. Dar nu-i greu de concesionat terenul, domnule. Ba, greu. Dacă nu-i greu, aici se face un greu la asta. Păi, aici se urmează pașii. Dar e exact care sunt de venit contractual. Trebuie să vrea să vrea să vrea. La ce se plică? El la ce ne obligăm noi. Corect. Asta înseamnă clauză contractuală. Da, haideți să începem pe ordine, domnule Necu, uite-mă așa, domnul Sancho grăbit. La revie. Încheiem un an, sper că cât de cât ok, chiar dacă mai fost mici desensiuni în... Asta e, asta e și scopul nostru în procedință, nu trebuie să fim toți de acord, știi, și trebuie să... Așa. După unele discuții, da, domnule, până la urmă ne punem și de acord. Mulțumesc colegilor, vă doresc un an bun și un an mai bun, sperăm la, și aici mă refer nu numai la noi, ci și la cei care îi reprezentăm aici, să sperăm că se vor face mai multe pentru ei și vom încerca cu limita posibilităților să facem mai multe. Ieri am semnat contractul cu modernizarea rețeaua comunului Bacău. Contractul de finanțare. Am înțeles. Ce a fost mai greu, de fapt nu ce a fost mai greu, cam 50% din ce a fost greu să rezolvăm, urmează partea a doua, exact ce spunea, la licitație, ce spunea Nea Georgescu cu apele, de acum începe show-ul. Și cred că show-ul cel mai mare va avea cu apele române. Avem două poduri. Două poduri sunt cadastrate în
va moderniza și fundul al viitoarei. Ei, problema legii le spune felul următor, că ca să putem face asta trebuie să concesionăm și numai cu acordul guvernului. Tragem speranții ca până în martie, aprilie, când vom face mai autorizație, aceștia vor să facă modificare la legea asta. Vă dați seama, nu știu, deci eu zic că ce a fost, până acum a fost ușor, urmează greu. Da, dar sperați să fie bine. Da. Asta sper și eu. Da. Mai departe? Da, eu, fiind mai nou în comisie aici, nu am nimic de obiectat, atât vă urez un an nou fericit și multă sănătate. Da, încerc și eu să închei în aceeași notă optimistă, vă doresc și eu la mulți ani și un an nou fericit și cu împlinit pentru proiectele care le-am propus. Cât mai multe realizez. Atât, eu altfel ceva. Și eu tot la fel vă doresc la mulți ani. Și cei doritori care vrea să participe la focul de artificii dat de către domnul Coșucaru, în trecerea dintre ani, poate să participe în centrul glorios. Vă mulțumesc! Nu, mă specifică, n-ați înțeles! Nu, locația! N-ați zis bine! Domnul, n-ați zis! Să fie sănătoși! Doamna Domnului, la mulți ani, un an bun! La toată lumea, să ne întâlnim sănătoși, să ne vizităm unii cu alții în ziua de 2, vă așteptăm la Caraclou cu ei, este foarte frumos. Domnul Lănau. Și la primărie? Da, deci prima întâlnire va fi pe 31 la primărie. O să ne faci invitații, domnul primar. Acum, vine rândului și el va face. Pe 31 pentru o parada obiceiilor. Lăsăm la urmă. Da? Da. Da. Haideți să luăm ca să vă spun un pic de organizare. Spuneți dumneavoastră ce aveți de spus și eu cu domnul. Păi și eu la rândul meu vreau să mulți ani tuturor consilierilor angajați în primărie și nu în ultimul rând locuitorilor Comunei Bisănești. Că ei ne-au trimis aici pe ei reprezentăm și nu putem să uităm de ei. Există, mă abat un pic de la ceea ce a spus fiecare, există niște comentarii referitor la activitatea noastră. Dacă tot e un pilați de sfârșit de an. Foarte multă lume comentează că mulți dintre consilieri vorbesc ca n-am de aici. Una spune acum, mâine alta, la terminarea ședințe se contrazice singur. Haideți să ne controlăm ce vorbim să nu vorbim unul peste altul. Și numai să ne dea cum vorbești unul, hai să dau și eu, să spun și eu peste el. E niște chestii, eu spun, de reguli bună, creștere, bună simță. Ce scuze dacă am derajat, dar e bilanțul sfârșitului de an și trebuie să ne vedem fiecare linia noastră. Nu mai strig, am să spun. Nu, dar le spui la anul, nu le spui anul ăsta, ca să-și facă fiecare să-și fiecare. La conducerea primăriei la Muțan, la domnii consilieri la Muțan, sărbători fericit, un an mai bun. Și rugămintea mea este pentru anul viitor, la toți consilierii, hai să încercăm să mă ajutăm în acest și primarul. Când ne mai cheamă, să mai vinim, indiferent unde suntem, că eu singur, câteodată m-am trezut să mă nici un consilier, din Bacol, s-au făcut și sărbări, s-au făcut și pe la momentul ăsta istoric al nostru, nici un consilier. La toate evenimentele. La, așa. La toate evenimentele. După aia, să vă spun o treabă simplă. Ar trebui să ne mai gândim și noi la câte o ședință, să dăm cu banii ăștia, nu tot tragem pe... Deci primarul e salariul și îl cheltuiește. Primarul e salariul și îl cheltuiește. Eu acum am o situație foarte bine. Cu primul de aia am discut cu el și spun, băi, ce să fac? N-am niciun loc. Și vinim peste el și el roșește o brază și zice, hai să fac. Eu atâta am avut de spus. Domnul Bărbi. Tot, la mulți ani și multă sănătate. Mai bună. Eu le doresc colegilor conducerii comunei, anul ce vine la mulți ani, sănătate, cât și la cetățenii comunei. Și un an bun, cu roade bogate. Mulțumim. Fiind sfârșit de an, nu doresc decât la mulți ani tuturor și sper că anul care vine să fie măcar la fel de bun ca anul pe ăsta care trece. Mulțumesc. Doresc eu sănătate tuturor și în primul rând cetățeni, sperăm să realizăm mai mult în folosul cetățenilor și toată
slujba noastră să dea banii mai vizibili în folosul comunității. A început să fie eroare și... Da, da, da. Domnul Vici? Da, eu aceeași, deci, cu aceeași urare. Crăciunul cred că a fost și timpul ațin cu noi, a fost frumos. Vă urez la mulți ani, sănătate, fericire. Dea Dumnezeu la anul să colaborăm. Eu zic, nu știu, vă spun personal. Eu zic că am colaborat, chiar dacă, cum spunea Lucian, nu se poate să nu mai apară. Fiecare cu părerea lui, dar să colaborăm, că dacă nu colaborăm, nu iese nimic. Nu iese. Că dacă mă uit la celelalte comune, nu dau nume tare, foarte, foarte greu. Nu se realizează nimic, e numai scandal, numai în panoramă și chiar câteodată ne dă exemple pe noi. Spune, dar cum la voi la Bursanet? Da, nu știu, cred că și consilierii sunt de înțelegere și noi suntem de înțelegere. Și unde este înțelegere, eu zic că treaba merge. Așa, organizatorii, o să vă spun și eu, domnul primar, pe 31 dimineața o să ne întâlnim aici. Avem jandarmeria care, ați văzut chiar azi, am ieșit cu ei de drum, o să punem garduri pe o parte și pe alta. Ca să lăsăm cât de cât traficul pe centru, măcar pe centrul drumului. Da, sunt oameni care se grăbesc, sunt oameni, nu poate să stea de pe oricine, am vorbit și cu poliția. Ca scenă, nu știu, anul ăsta nu stăm chiar bine, am făcut de improvizat noi. O să dăm, știu, bascula la remorcă jos, o așezăm frumos, o să, pe scenă o să stea primarul cu comisia tehnică și cu sonorizarea. O să facem un cadrar... Cum? Dar nu în cap. Deci ca lungime este foarte bun, ca lățime e nasol și haideți să evităm un pic că se pot produce accidente și răschiuri. Da. Mai degrabă, mă, jos. Și așa ați văzut, că majoritatea care structură mai mare, chiar dacă scenă, e tot jos. Cum e ursul. Ursul niciodată nu se încapă pe scenă, că n-are fel. O să delimităm un pic spațiul unde dansează ei acolo. Pe scenă o să fie primarul. Cu dumneavoastră vă urcați acolo, că e spațiu pentru toată lumea. Sau cine mai vine acolo, știu eu, un staff, să spun. Așa. Sonorizarea, deci, cu tot face parte din banii ăștia care... Plus, am zis, cu domnul primar am vorbit. Hai, dacă s-ar putea, dăm bidonar de vin să aducem toți, îl băgăm aici în spate, fierbem și cinstim, cam fiecare an, domn primar o să dea comandă, nu știu, de colăcei, o să dea comandă de colăcei. Și eu cred că o să fie frumos. Nu știu câte cete vor fi, nu știu, dar cred că tot cam variantele, ca în anii precedenți. De la Caraclou o să fie capra, că atâta vine, la Bârsănești trei capri, nu? Da. Plus plugul. Au avut o divergență, dar am înțeles că s-a rezolvat și deci o să plusă bine. O să fie plugul și ursul de la Bătești și Jian. Acum așteptăm albele. De obicei, albele a venit ori o zi înainte, ori tot. Nu avem și măștele. Așa, și măștele de la Caracol. Uitam, uitam de măștele de la Caracol. Da, 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 uitam. Chiar din... Da, da. Nu știu albele. Albele de obicei venea capra, dar venea ori înainte, ori tu. Da. Nu, acum n-am înțeles că a fost după, nu? Au venit pe 30 seara. Sau pe 30 seara, da. Și am făcut la... Și mă așteptăm de toți. La... O să se termineze. E frumos TV, o să termineze tot. Iar pe două, cei ce doresc, la Caraclou, ăla nu este de deam comunal, deam pe comună. Ăla este pe satul Caraclou. Cum ar veni... Ăsta e inventat undeva la tradiția tineretului. Obiceiul satului. Da, este inventat undeva prin 98-99-2000. Datorită faptului că pe 31 era capra, capra se întindea undeva până la 2, era un plug atunci care de Sfântul Vasile, dar se încărca la unul cu altul. Și tineretul din Caracol, atunci eu zic, băi, hai să ne mutăm noi pe 2 ianuarie și să facem noi plug. Și s-a renunțat la ăla de 31 și a rămas ăsta de pe 2 și văd că de la an la an are mai mult fame, mai mult... Față, da, față de... Vreau cuvântul și-o doamna secretară. Domnul primar. Cu ocazia sărbătorilor de an și a sfârșitului de an, vă urez la mulți ani tuturor cetățenilor comune și sperăm ca în 2018 să avem mult mai multe realizări. Da. Doamna secretară. Da. Vă doresc că... Tot cei mai buni. În primul rând să fim sănătoși. În al doilea rând să putem să avem o viziune clară și constructivă asupra ceea ce putem efectiv realiza. Nu la Dumnezeu să avem un buget care să corespundă dorințelor noastre, care, bineînțeles că de fiecare dată dorința este mai mare decât putința,
dar să sperăm că vom reuși. Vă mulțumesc în mod special pentru faptul că ați ținut cont de îndemnul pe care vi l-am adresat de a vă implica mai mult în studierea materialelor ședințelor Consiliului Local, ca să putem discuta de fiecare dată în deplină conștiință de cauză. Sunt foarte, foarte mulțumită. Și vă doresc din toată inima și dumneavoastră și familiilor dumneavoastră un sfârșit de an bun, un început de an bun și mai bun și cele rele să se spele, cele bune să se amână. Mulțumim. Doamne ajută! Toate cele bune vă doresc! Declar închisă ședința de astăzi.